Salutare! Noi suntem în Dodi și bine v-am găsit la o nouă emisiune. Astăzi avem un trigger warning, după cum v-a dat seama și din titlu și tot. O să discutăm despre un cuvânt mare. Discuția însă are substrat și în realitate, în sensul că folosindu-se de acest cuvânt, unii șmecheri, academicieni să spunem, rău intenționați să spunem, vor să tragă niște jaluzele de pe fața omului de rând și să-i spună că bunul simț al lui și intuițiile care l-au servit atâta vreme nu mai funcționează. E bine, în capitolul ăsta de astăzi, Hope exact asta încearcă să salveze, bunul simț cu care suntem toți înzestrați. Subiectul capitolului este socialismul ingineriei sociale și fundamentele analizei economice. Dar înainte de tot ce s-a anunțat, partea de reclamă este că vă așteptăm să ne dați un like ca să fie bine, ne dați subscribe și puteți să porniți și clopoțelul ca să vedeți când mai postăm. Oricum postăm mereu, săptămână de săptămână. Aveți link-uri unde ne mai găsiți pe internet, pentru că mai evoluăm și pe internetul vast. Avem și niște link-uri pentru unde puteți să ne susțineți proiectul nostru, dacă vi se pare că ajungem undeva. Dar chiar dacă se trece la libertarianism, mai facem emisiune? Sau? Depinde, de alegere din depinde de ce, ca să explici. Lupta pentru libertate este continuă. Vigilență constantă. Da. Și înainte de reclame, o să vă mai spunem că jos în descriere găsiți un link unde poate fi achiziționată cartea. De asemenea, tot acolo veți găsi și link unde puteți citiți gratis pe net, dacă nu aveți bani pe de carte. Pe Mises, rău. Adică, la link-ul, nu? Ala era. Aia era reclama. Că e și gratis, e și cu bani. Aia cu bani merge pentru cadou. Nu știu dacă merge să faci cadou un PDF, nu? Merge. Nu prea. Păi hai să-i dăm, Gabi, te bași tu? Da. Încerci marea. Da. De unde s-o apucăm? Avem, în capitolele precedente am avut socialiștii 100% comuniști. Am avut socialiștii conservatori, am avut socialiștii social-democrați. Acum avem acești socialiști ingineri sociali. Și diferența față de celelalte categorii de socialiști este că ei se ocupă foarte mult de chestii punctuale, sunt foarte maleabili, flexibili în abordarea... De măsură. Ce înseamnă un inginer? Măsura. Parcă așa zicea Bretianul lui Iorga, știi? Să învăț de la un inginer. Măsura, domnule profesor. Ăștia sunt niște oameni care măsoară, nu? Inginerii ăștia. O să zic. Nu au niște principii din astea... Rigide, ideologice. Da. Se malează în funcție de context foarte mult. Un... Deci cam asta e în mare și... Un argument al lor... Când văd că socialismul nu observă și că socialismul nu dă niște rezultate economice extraordinare, câteodată pot să spună, okay, nu e așa de bun, nu creează așa de mare prosperitate, dar este moral preferabil. De exemplu. Ce inginerii ăsta care vorbește despre moral? Ce ai măsurat? Bine și nouă, măi, domnul inginer. E o cale, a fost o cale. Dar ideea e că nu s-a oprit. În anumite contexte, știi, poți să-ți bage și din astea. Să vă reglez frecvența. Ce are în vedere Hope e acei ingineri care vor să refacă și partea economică. Deci nu mută discuția în plan moral, ci da, nu revin. Da. Ia să discutăm noi și că prea am cedat ușor în fața neoliberalilor. Cum ar putea răspunde asta? Păi, în primul rând, ei... combat chiar modul în care Hoppe creează această teorie a capitalismului și a ordinii proprietății private.
și ei se leagă mult de pozitivismul empiric, de o, să zicem, filozofie care nu mai ține cont de cunoașterea a priori. Dom'le, hai să deducem logic, să zicem, salariul minim creează cam așa sau nu. Nu, ne uităm la rezultate, ne adaptăm, mai schimbăm o variabilă aici colo și așa o ducem până la sfârșitul veacurilor. Bineînțeles, asta nu rezolvă deloc metoda prin care își pun ei țintele pe care trebuie să le atingă. Nu? Ca să... Ei schimbă mijloacele, dar ținta... Aș pune iese. Da. Aș pune livrezi. Ce? Rezultatul. Rezultatul, uite, Gabi, păi, aici... Da, acum alegi rezultatul ăsta. Uite, trebuie să înțelegem distinția asta între cum diferă acești ingineri de anii 30 și chiar și azi, că sunt dominanți sociale. Democrația asta e UE, de exemplu, e așa. Dacă ne gândim, domne, vreau să știu ce înseamnă socialismul ăsta al genezii. UE, un exemplu. Ok, întrebarea e cum diferă ei de comuniști, de exemplu. Ce avea UE și nu? Și un răspuns poate fi că acești ingineri sunt oamenii studiilor de impact. Deci Marx nu zicea, stai puțin, implementăm comunismul și vedem impactul, știi? Nu, Marx zicea că așa funcționează istoria. Există niște legi inexorabile, necesare ale istoriei, există perioadele ale. Comunismul vine că vrei, că nu vrei. Deci nu e după tine. În timp ce dacă un inginer... nu vrei, te obligăm noi. Ideea că vine oricum, știi? Vine oricum. În timp ce un inginer social e... El e socialist pentru că are idei socialiste. Nu e un comunist, dar ideea e că el vrea, ok, hai să vedem care sunt rezultatele, știi, să verificăm, ok, creștem salariul minim, dar ce efect are? Controlăm prețul caselor, prețul chiriilor, care e efectul? Ce se întâmplă? Deci sunt mult mai, sunt mai științifici, ca să zic. Marx era utopic, uite cum se mută. Deci Marx zicea de pudier și de demenția că erau utopici. Eu sunt științific, metoda mea dialectică îți reprezintă mersul al forțelor de producție prin istorică, prin istorie, știi? Acum ăștia vin și zic de Marx. Marx e utopic, în timp ce noi suntem științifici, măsurăm niște rezultate, nu știu ce, și așa le validăm. De ce s-ar fi un răspuns? Marx nu făcea studii de impact. Marx nici nu prea discută despre comunism. El zice... implementa și iese, numai ăsta e. Nancy Pelosi avea o vorbă mare în legătură cu Obamacare. Dom'le, trebuie să trecem legea prin Senat, Camera Deputaților, reprezentanților acolo. Să o adoptăm, adică. Să o adoptăm, da. Ca să vedem despre ce e vorba. Deci nu trebuie să o citim înainte să vedem. Prezent inginerul social. Deci întâi... faci operație și după aia vezi. Da, vezi dacă mai trăiește sau nu mai trăiește pacientul. Pe de altă parte, na, e clar că pare superior comunismul. Adică are ceva din atitudinea asta științifică. Nu, conservant așa procedează. Nu are o ipoteză și o testează. În timp ce la Marx n-avea așa ceva. La Marx avea dialectica hegeliană. Contrariile alea țâșneau unele din altele. Deci n-avea nicio un experiment sau nu. Asta e istoria, asta e mersul, așa va fi. Și Hoppe încearcă să arate superioritatea argumentării a priori, raționamentului a priori, față de această, să zicem, nu știu că e o știință asta. Da, nu e neapărat o superioritate a raționamentului a priori, cât în acest caz. Da, argumentul lui Hoppe este unul simplu. Atâta vreme cât o să încerci comunisme și socialisme, ele n-au să meargă pentru că au la mijloc ceea ce am discutat în capitolele trecute. Indiferent că le încerci azi, mâine, în anul 3000, cu alți oameni, cu alte mijloace de influență, sunt îi convins să pună osul. Da, sunt într-un picior, îi convins să pună osul, îi convins să creadă, îi faci să creadă. Rezultatul final, atâta vreme cât că ăsta a fost și argumentul nostru, mă rog, nu e al nostru efectiv, da, e luat și de la Rothbard și tot.
comunismul în sine, dacă vrei să funcționeze, ai nevoie să schimbi natura umană, să apară omul nou ăla. Și până și comuniștii la un moment dat și-au dat seama că comunismul e pentru oameni noi. Și ăsta este un argument a priori, nu, cum să spun, nu are necesare, nu e necesar să ieșim acum pe stradă să aplicăm un pic comunismul, să vedem, merge, nu merge. Testăm, nu testăm. E, uite, dincolo de teste. Înțelege cel mai bine chestia asta dacă îi spui, uite, dacă știi teorema lui Pitagora, știi că pătratul ipotenuză egal cu suma pătratelor catetelor, nu trebuie să ieși în stradă să începi să măsori triunghi. Da, deci nu asta, știi din prima, așa e și cu raționamentele astea economice austrieci. Controlul prețurilor, știi că vei avea, dacă prețul e, nu știu, e salariu minim, să zicem, e peste prețul pieței, știi că vei avea șomaj. Deci nu trebuie să faci măsurător, asta știi din birou. Asta e ideea austriacă. Deci așa cum la teorema lui Pitagora e suficient că ai înțeles raționamentul ăla, că ai înțeles demonstrația teoremei, n-ai o teoremă, n-ai o axiomă, nu trebuie să iei un milion de triunghiuri dreptunghi și să faci empiric, știi, stai puțin, dacă are 3 și are 4, ia să măsori. Nu, știi că va fi 5, știi, poate nu s-a, deci nu. La fel și aici. Asta e intuiția Pope sau intuiția austriacă. Deci n-ai nevoie de acest travaliu. Dacă ai înțeles argumentul lui Mises despre calculul economic, cum ea aruncă la întâmplare resurse și generează ineficiență, nu mai, stai puțin să implementăm comunismul. Ia să-l implementăm în Guatemala, ia să-l implementăm în Albania, ia să-l implementăm. Nu știi că va fi sărăcie, Lucie, oriunde îl vei implementa. Hai, dar contra, oamenii care se opun acestor idei zic așa, păi, triunghiul ăla dreptunghic a fost, poate fi și verificat, pe când ce ziceți voi, nu poate fi verificat, pentru o grămadă de variabile care se joacă, domnule inginer. Da, de exemplu, când... Nu, noi zicem că nu e nevoie. Da, poți verifica. Uite, predicția mea e că dacă are 3 cu 4 catetele, poate nu se va fi 5. Ok, tu deci verifică. Eu zic doar că nu e nevoie. Nu toți libertarienii sunt a prioriști, ca să zic așa. Doar școala austriacă e a prioristă. Ai alte școli, nu știu, public choice, ăștia din David Friedman, care sunt empiriști, care ei tot așa, ca și... empiriștii, ca și inginerii sociali, se uită la date, la rezultate. E așa gândesc. Uite, luăm comunism, ok, îl implementăm și care sunt rezultate? Păi e așa. Sărăcie, luce și... Nu trebuie neapărat să fii a priorist. Superioritatea paradigmei austriece ar fi că nu trebuie să mai măsori triunghiuri. Dacă ai înțeles teorema, nu. E o chestie și de economisire de efort. Deci nu... Da, dar ei n-au încredere. Dar zici, adu-mi tu, uite, lași ca să mai măsori 1000 de... Dai un anunț, adu-mi un triunghi dreptunghi care are... Diferit. Da, care nu îți falsifică. Așteptăm. Teorema lui Pitagora. Da, ia și caută și... Mi-l aduci când... adu-mi un comunist care funcționează, știi? Da, Hoppe, de exemplu, în celelalte, în cele 3 capitole precedente, demonstrând neajunsurile socialismului, că nu aduce prosperitate și așa mai departe, inginerii sociali tot timpul aduc niște argumente de astea din pe care ei le văd în realitate. Le spun, domne, da, hey, în Germania de Est, într-adevăr, am avut socialism, dar Germania de Est, de fapt, n-a avut un plan Marshall când tu o compari cu Germania din Vest. A trebuit să dăm reparații sovieticilor după război. În România, poate să zică, domne, aici sunt prea mulți ortodoși. Da, da, asta... Și aduc niște variabile în, să zicem, în favoarea lor, să spună, domne, teoria ta, de fapt, nu se aplică aici pentru că am avut și alte variabile care au determinat. E falsificate, neutralizate de acele alte variabile, știi? Da. Uite, planul Marshall a ridicat. Care era explicația lui Mises pentru revenirea Germaniei? Păi, a bunit controlul prețul, a venit Herhard cu politici ordoliberale, liberalismul. N-a fost un miracol, zice Mises. Au fost niște politici capitaliste, economice, sănătoase, știi? Ori ăștia vin și zic, nu, planul Marshall i-a ridicat. Enesiștii sau nu știu. Uite, asta a crescut, cerea agregată, a dus la nu știu. Da, întrebare, uite, cum alegi? Ce aș vrea eu să subliniez aici e că deja discutăm de două lucruri diferite și nu mi se pare că, adică
chiar și pe parcursul capitolului ăstuia, când citeam ce povestește Hoppe acolo, mi se pare că socialiștii în sine, ei scapă cu... ei practic scapă cu doctrina neatacată. Practic, dacă tu vii și vorbești de problema asta de dintre pui, te-a pus compari. Deci, care este teoria socialismului, da, pe care noi o atacăm aici? Că socialismul e superior din punct de vedere economic. Da, asta e tot ce s-a discutat în carte până în punctul ăsta, da? Și îl atacăm și că ar fi corect, etic, dar mă rog, capitol. Mai încolo, da, dar yes. Din punctul ăsta de vedere, argumentul pus în fața noastră de către socialiști, nu de altcineva, de către socialiști, este că socialismul este superior economic, da? Eu, atunci când spun, uite la diferența între cele două Germanii, da? Aduc un argument empiric. Bun, uite, și Coreea, care ar trebui să atace premiza asta, socialismul este superior din punct de vedere economic. Argumentul meu empiric este, iată, aceste două Germanii sunt similare, aia care a fost mai puțin socialistă o duce mai bine, față de aia care a fost mai mult socialistă. Acum, felul în care îți răspund socialiștii la acest atac este ca și cum ei iau contrateza noastră, da? Noi, ca și cum ar fi de fapt ceea ce demonstrăm, ceea ce ar trebui atacat. Deci ca și cum noi spunem, socialismul nu este superior din punct de vedere economic și iată demonstrația, și atunci când ei răspund de parcă, da, dar știi, n-ai demonstrat chestia asta. Și într-o dată, parcă ai dreptate, adică atunci când te apuci și cauți alte puncte din astea de explicație, alte variabile necontrolat pentru care trebuie să controlezi, da, dacă tema ar fi socialismul nu este superior din punct de vedere economic și eu vreau să o demonstrez empiricist, nu o să termin niciodată, datorită faptului că povestește și Hoppe ideea asta. Da. Asta vreau să zic, că scamatoria asta mi se pare că nu observă aproape nimeni. Da? Noi discutam despre faptul că socialismul este superior din punct de vedere economic. Ok, să înțeleg că nu este atât de superior din punct de vedere economic încât să ia gap-ul planului Marshall. Să înțeleg că planul Marshall e mai superior din punct de vedere economic decât socialismul? Asta e discuția? Nu, el fiind o formă de socialism soft, el de fapt a crescut. Vreau să te corectez puțin la... Deci argumentul nostru nu e empiric. Deci, cele două germanii sunt doar o ilustrare a teoriei, nu sunt un argument. Deci austriecii puțin nu argumentează, uite, empiric să... Nu, da, asta da, doar ilustrează niște argumente teoretice. Oamenii care sunt obișnuiți cu argumente empirice privesc asta ca și cum ar fi un atac empiric. Empiric. No. Le poți răspunde și... Ce empiric? Ok, și ce variabile zici că sunt? Păi planul Marshall. Păi hai să luăm, nu știu, încerc să le răspund empiric, știi, hai să găsim alte situații. S-a băgat banii în, nu știu, o cealaltă țară și a fost vai de mama ei. Nu s-a dus în sus ca Germania. De ce? Deci discut în strict în paradigma empiristă. De ce s-a dus Germania? Nu s-a dus în care s-a băgat banii în curul ei și nimic, sărăcie luce. Da, ăsta poate fi un răspuns. Da, tot așa empiric poți să, când ei îți aduc... Să zicem, îți aduc, să zicem, o critică asupra capitalismului și spun, domne, în secolul XIX condițiile de muncă ale muncitorilor în mină, în Anglia, erau vai de mama lor, copiii erau de mici puși să muncească 10 ore pe zi și așa mai departe. Tu poți după aceea să bagi diverse condiții. That was not real capitalism. Nu, da. Tu poți să spui, domnule, așa era atunci în Anglia. Era cultura, așa poți să răspui. Ploua des pe acolo. Poți să spui tot felul de chestii de astea. Ideea asta, deci nu capitalismul în sine e de vină. Proprietatea privată și așa mai departe. Folosești tu tipul ăsta. Te folosești aceleași argumente când ei ți-o întorc așa, știi? Domnule, socialismul în Germania de Est nu a funcționat cum trebuie din cauza XYZ. Că n-a avut bani. Da. Și... Și America de unde a avut bani să-i dea în Germanie de vest cu planul Marshall?
Contrar lui Hoppe, se poate spune că reacția asta despre care vorbește el, în care tot cauți falsificatori, planul Marshall, cultura, ortodoxia, cultura vesticilor, trecutul feudal, feudalismul a fost mai prezent în est decât în vest, în Germania. Cum poți? Vă spune că nu prea apar reacțiile astea, adică în genere socialiștii au acceptat. Da, în genere. Comuniștii, nu prea mai există comuniști. Adică și ăia, Abba, Lerner, nu știu ce, i-au spus prin 90, Mises was right, nu, știi, nu, deci. Da, nu cred că ești la curent cu nou reviriment al socialismului în rândul tinerilor de 20-25 de ani. Da, dar chiar și așa, nu sunt comuniști. Ba da. Hai să mergem în SNSPA, în cuibul cu șerpi și să vezi că nu sunt comuniști. Nu, să-ți respecte proprietatea. Nu te ia programul Demos, deschide-mă cu programul Demos și o să vezi că nu găsești comunism acolo. Găsești social-democrația, liberalismul la... Găsești social-democrația obișnuită, adică nu sunt nici măcar comunii. Auzi, stai, să nu plecăm din... Voiam să completez vorbim o chestie mai devreme. Intelectual, eu, nu dă trei puști. Poate fi adevărat de ce zici tu, dar nu cred că e atât de puternic. Mie mi se pare curentul dominant e social-democrația, inclusiv inginerii ăștia. Deschide programul dar ideea e că au acceptat înfrângerea, că nu vorbesc de comunism. Putin nu vorbește de comunism, nu știu, nu prea vorbește lumea de comunism. Ca și soluție. Că nu mai sună bine, dar mecanismele le de ce nu sună bine? Nu sună bine pentru că majoritatea oamenilor nu sunt comuniști. Eu sunt... Majoritatea intelectualilor nu sunt comuniști. Eu sunt puțin îngrijorat la apariția termenului cazual și foarte des folosit de o generație mult mai tânără decât noi, acela de burghez. Acest lucru e cam burghez, acest lucru e cam burghez, acest lucru e cam burghez. Nu. E asta încerc să spun că dacă dialectica comunismului... Una e să-mi spui că majoritatea intelectualilor români sunt comuniști. Nu, asta e clar, asta clar e fals. Majoritatea intelectualilor lumii, nu doar români, sunt comuniști. E fals. Nu e adevărat. Asta e clar că e fals. Eu ce vreau să spun este că la nivelul copiilor, mă rog, tinerilor, este un reviriment mult mai mare al comunismului decât îl vedem noi în pătura intelectuală. Cumva a ajuns la ei. Părinții de vină. Să știi. Cumva a ajuns la ei. Nu cred că l-au descoperit așa din greșeală. Cu siguranță că ai dascăl marxist și asta, dar nu sunt dominanți. Asta vreau să zic, știi. Nu sunt dominanți în SNSPA, nu sunt comuni. Ok. Găsești 1-2 pe acolo, dacă ar fi, dar nu sunt. Sunt ingineria asta socială graduală. Pe care nu știu, mie mi-e frică dacă le-ai da putere mare și și-ar da culorile pe față. Eu zic că nu sunt, eu zic că Pârvulescu nu e comunist realmente. Da, probabil, da. Adică e bine să fii onest, că tot căutăm adevărul, știi? Ia e. Nu mi se pare ok să zici că Dăianu e comunist sau că Pârvulescu e comunist, când în mod evident nu sunt. Da. Yes. Sunt social-democrația obișnuită. Soft inginerie din asta. Voiam să vă zic o chestie. Deci pretenția asta foarte haioasă de inginerie. Și aici ai mai multe lucruri de zis. Deci, unu, dacă vorbim de inginerie socială, pare bine așa. În același timp te gândești că el, dacă îți trebuie un inginer, trebuie să angajezi acest inginer. Acest inginer nu are voie să-ți impună chestii cum să trăiești. După aia, dacă ei au pretenția că e inginerie, e știință, ok, cum îmi demonstrezi că există și celelalte variante încercate? Nu? Adică ei zic să încercăm cu tare. Ia să încercăm și aia altă pe care o zicem noi. Măcar lasă-ne pe noi să încercăm. Nu ne mai impune tu chestiile astea. Și o chestie mai de devreme în care ziceai că oare de ce mulți oameni susțin, cred că tu zice. Eu cred că e și un mecanism de ăsta psihologic în care nu vrei să-ți bați capul cu argumente, cu demontat chestii. Tu ai o injecție de dopamină dacă visezi frumos. Dacă o să dăm cu pensul așa, aici o să iasă vopsit corect. Și trăiești cu această impresie. Și
n-ajungi cu adevărat să o încerci din cauza că te apuci să faci în experimente sociale. Toate ingineriile astea sociale, hai să încercăm. Chit că sunt ideologice, chit că sunt făcute de astea de ingineri. Deci sunt niște experimente făcute de unii, nu neapărat printr-o mare conspirație, ci pur și simplu atât ai duce capul, sau au interese punctuale de putere, la. Dar ideea este că oamenii nu privesc mișcările astea, toate acțiunile astea, ca fiind experimente. Adică să creștem salariul minim. Dar nu mai bine ne lași pe noi în pace? Adică de ce fac ce cineva, oricine, experimente pe o populație? Nu percepe așa. Nu, nu, nu. Omul nu percepe. Păi știu că omul nu percepe. Asta fiind o chestie bună. Știi? Uite ce mi s-a părut important a doua observație, că acești ingineri, și mie îmi place să folosesc argumentul ăsta, dacă vorbim de privatizarea apărării sau tribunalelor. Vezi că acești ingineri sociali nu mai vor experimentare. Vezi că sunt foarte aprioriști. Înțelegi? Deși reacția lor trebuia să fie, da, privatizăm. Vedem niște tribunale, da, și vedem ca la orice, că sunt ingineri sociali, deci nu am de unde să știu a priori, nu sunt Marx sau Hoppe, știi? Nu, testăm. Ori vezi că ei nu fac asta. Ei știu că piața nu va produce apărare suficientă, știi, va fi un deficit de ce. Dar știu a priori chestia asta. Adică poate a priori știu, nu vor cred. Să testeze, știi? Ei cred. Nu, eu zic că ei... Am făcut numai invers soundbite-urile. Chiar cred că modul ăsta de abordare a priori este greșit. E un bla bla bla. Nu vorbește despre lucruri conectate la realitate. Da, da, mulți zic, domnule, eu sunt pragmatic, lăsați-mă cu... Aici e și vina noastră. Ok, zi. Da. Și pe acest capitol, mare parte din el este tocmai o combatere a acestei gândiri că empiricismul este ceva superior argumentării cunoașterii a priori. Bine, acum, na, uite, bă, nu știu în ce măsură e adevărată chestia asta, pentru că, hai să o luăm așa. Am citit mai de mult o carte despre religie, în care era atacat David Hume, care e unul dintre exponenții empiricismului, și era atacat pe exact oarecum pe aceleași linii pe care îl atacă și Hoppe astăzi, și de asta am fost puțin mai sceptic vis-a-vis de atacul lui. Și o să-l rog pe Costel mai încolo să ne facă o prelegere despre istoria din spatele empiricismului și a pozitivismului. Dar până să intri acolo, am zis doar așa. Felul în care era atacat, Hume era că empiriciștii susțin că dacă ceva nu poate fi verificat în lumea reală, sau asta era ce obțin teza din acea carte și mi se pare că și se extrage și din Hoppe, empiriciștii susțin că dacă ceva nu poate fi verificat în lumea reală, atunci acel ceva... Empiriciștii, mă rog. În engleză. Whatever. Dă-i înainte. Ăla. Limbajul e convențional, urmează să vorbești. E un engleză. Chiar. Dă-i cum vrei că e. Nu știu, că ea spune că ceva este empiric și dacă... Nu, dar cred că e empiric termenul. Ce? Cred că e empiric. Cred că e din engleză. Știu, dar dacă ceva... Adică eu l-am format în cap cu limba română. Ceva este empiric, curentul în sine ar trebui să conține și câul ăla de la coadă. Mă rog. Da. Doar părerea mea, dacă termenul acceptat academic e empirist, nu zic nu. Deci, revenind, empiriștii spun că dacă ceva, dacă o bucată de cunoștință nu poate fi verificată în lumea reală, atunci acea cunoștință nu se referă la ceva ce ar trebui aplicat în lumea reală, ci este doar o convenție, o discuție, o chestie de limbaj, sintaxă și așa mai departe. Și felul în care era întoarsă chestia asta în cartea respectivă către faimoasa constatare a lui Hume că nu poți avea un trebuie de la un există, da? Era dacă această zicală în sine poate fi verificată în lumea reală.
sau dacă trebuie verificată în lumea reală. Și dacă nu poate fi verificată sau dacă nu trebuie verificată, atunci că în lumea reală există, da? Lumea reală există, deci dacă ceva există, nu poți să scoți un trebuie, de ce scoți tu acest trebuie? Și practic toată concluzia lui Hume ar fi căzut aplicând strict această reprezentare a empirismului, ar fi căzut în partea de convenții, chestii care nu sunt de aplicat în lumea reală. Nu, astea sunt niște chestii serioase, convențiile. Gândește-te că ăștia se numesc empirici logici. De ce s-or numi așa empirici logici? Păi pentru ei logica e, uite și aici mi se pare că greșește și puțin, logica e o chestie serioasă, respectabilă. Logica e știință, e chiar un fel de regina științelor. Gândește-te că ei merg pe ideea unificării științelor, fizica. Asta mi se pare și mie. Deci că matematica nu, e din... Că nu avem, nu avem o reprezentare fidelă, tocmai datorită faptului că am găsit aceeași reprezentare oarecum și aici și acolo. Și de asta zic, dacă poți să începi să povestești cum a apărut empirismul și vorbe. Ce a vrut să fie. Asta ai zis și tu, că sunt două de-astea valide, alea logice. Un celibatar e un bărbat necăsătorit, de exemplu, de enunț analitic. Ca să testezi enunțul ăsta, la fel ca și la teorema lui Pitagora. Nu te-a pus să faci sondaje pe celibatar să vezi dacă sunt necăsătoriți. Nu, e suficient să te-ai dat forma logică. Pe și non pe. Nu, e mai identicoa, știi? Da. Un celibatar, prin definiție, un bărbat necăsătorit, știi? Deci nu ai nevoie să faci sondaje, știi? Asta înseamnă, asta e definiția adevărului analitic. E un adevăr analitic. Dincolo avem adevăruri empirice sau sintetice, știi? Și acolo trebuie să verificăm empiric, știi? Când unul zice ceva, știi, a plouat în București, observi, știi? Te uiți, ea a plouat? Da, a plouat, am verificat enunțul, știi? Poziția lui era că, care era pointul lor? Să critique metafizica, filozofia tradițională, ei aberau prea mult, știi? Hegel și toți ăștia, Heidegger, știi? Deci erau... Sperau că sunt niște astea de concepte, știi, fără sens. Și teza lor e că astea, deci dacă nu sunt nici chestii conținute empirice, nu se respectă nici sintaxa logică, sunt niște nonsensuri, niște aberații. Avea Heidegger aia, das nimic cu nimic. Ce frate cu tâmpenia asta, știi că nu... Ce să facă are Carnap un articol de depășirea metafizicii prin analiza logică a limbajului. Asta era ideea. Toată metafizica asta ți încălca sintaxa logică. De exemplu, când spui Dumnezeu există, aici existența apare un predicator, în logica predicatelor. Existența e un cuantor, știi? Deci în teza asta metafizică se abate de la sintaxa corectă logicistă. Deci e un nonsens. Scuze, trebuie să ne prinzi din urmă, da. E un cuantor. Există... Nu știu, unii bucureștenii mănâncă pâine. Există X, astfel încât B de X... Ok, deci din matematică. Da, e reprezentarea. Păi sunt cei doi, universal și existențial. Știi? Existențial merge cu unii, universal e tot oamenii sunt muritori. Oricare ar fi X, O de X implică M de X. Deci asta era ideea. Deci nici nu sunt verificabile. Dacă e asta din... Nu știu, din Biblie. Nu sunt verificabile chestiile alea. Intrată la într-un pește, știi, cu tâmpenile astea, știi. Altă chestie era, da, asta logicistă, de se abate de la sintaxă. Pozitiviștii mai aveau și o adăugire asta. Uite, dacă te gândești la termenii teoretici, quarci și nu știu ce, ea nu se văd, știi? Păi și aia există că, uite, au efecte. Au stat, ei s-au gândit? Cel puțin consecințele să fie verificabile. Ok, dacă ajustezi așa principiul verificabilității, poți zice, păi uite, Biblia vorbește despre pești. Există pești, dacă e verificată. Verificate enunțul. Deci ăsta ar fi verificaționismul. Deci o teză despre semnificația limbajului. Bazată pe alea două chestii. Deci ori trebuie să fie un adevăr logic, ori trebuie să fie verificabil empiric. Altfel n-are sens. Asta e verificaționismul. Falsificaționismul e... apare la Popper, în altă școală de gândire numită raționalism critic, și el spune pointul lui e să delimiteze metafizica de știință. Dom'le, ce e știință și ce nu e știință?
El zice pe o problemă a metafizicii. Nu este stabilă. Nu are falsificator. Uite, când zici, faci o prognoză meteo și zici, uite, va ploua în București, aia este stabil. Observi, luni va ploua la 3. Te uiți luni la 3 și vezi, a plouat. Are conținut empiric. În timp ce dacă zici, lumea e vis? Cum o destăm pe asta? Alte exemple date de el. Determinism. Cer să-i aduc un contraexemplu. Păi uite, eu aleg că beau sucul ăsta. Zice determinism. Păi nu, că așa te-ai determinat. Deci nu poate fi falsificat. Marxismul. Iar nu poate fi falsificat. Eu aduc o critică și el spune nu, că ești burghez. Orice obiecție ai aduce, ești burghez. Altă logică de clasă nu vei înțelege niciodată. Da, deci cam asta e diferența între verificaționism și falsificaționism. Unii îți verifică o teorie, să zic. Teorie empirică. Alții o falsifică. Și problema era că alea filozofice nu sunt nici verificabile, nici falsificabile. Sunt niște prostii. Problema care... Când discutăm de o filozofie mai recentă, nu? La asta te referi. Heidegger și restul. Păi și asta recent. Dacă te uiți, uite, sunt două direcții în filozofie. Una analitică, să zicem, asta mai logicistă, din care fac parte și Popper și Carnap. Și una mai continentală, unde e postmodernism, unde e Lyotard, Heidegger și toți ăștia. Ea tot așa scriu, deci dacă e o carte de Derrida, îmi spui și mie ce ai înțeles de acolo. Sunt curios, știi, să... De ce tot stilul ăla, știi, ermetic, știi, în care să pară că... Ești un profet, da, e, ca, e, e elită, ceva spus, e... da, e ceva... Sunt niște prostii, ok, înțeleg, Misterul. Din alți mai lucizi genorori, din postmodern, înțelegi cam ce vrea Derrida, știi, că nu există esență, că nu știu ce... Că limbajul nu reprezintă lumea. Dar nu prea le înțelegi din Derrida. Dacă citești Derrida, nu înțelegi nimic. Ia diseminarea. Bun. Și aș mai avea două întrebări aici. Aș zice în felul următor, că de fapt problema care ne interesează pe noi atunci când discutăm și felul în care e prezentat empiricismul aici, felul în care empiricismul există, și școlile de care a vorbit Costel mai devreme, problema pe care de fapt ne preocupă pe noi în acest moment este cum capeți cunoaștere, cum știi că știi, cum înveți știi ceva nou, cum, pe ce te bazezi atunci când spui că știi ceva. Astea sunt niște metodologii. Și verificaționismul, chiar dacă a fost concepută inițial ca o teorie a semnificației limbajului, poate fi și asimilată unei metodologii. Metodologia despre ce? Cum obținem cunoaștere? Dacă acea chestie nu e verificabilă și nu e niciun adevăr logic, e o prostie, deci trebuie abandonat. Falsificaționismul, la fel. Chestia are și ea falsificator sau e o aberație? Nu, e o aberație. Deci sunt două metodologii. Deci, cum obținem cunoaștere? Trebuie să fie verificabilă și falsificabilă. Sau în cel puțin de una dintre lor. Ele. Ăsta se vede, Popper se vede un critic al verificaționismului. Are și un articol, cine a ucis pozitivismul logic, știi? Care era problema pozitivismului logic? Uite, dacă luăm toate repedele sunt albe, noi tot observăm leve. Deci, pe unde am ajuns? La 1500 de leve. Cum e? Albă. La cât am ajuns? 3000 și ceva. Tot albă, știi? Mergem. Albă. Prin urmare, ce credem? Păi, cred că toate lebele sunt albe, ar zice un verificaționism. Carnap. Or Popper zice, nu. E mai importantă falsificarea. Dacă ai găsit un caz, lebeda neagră, te-a dat jos teoria, știi? Toate lebedele sunt. Prin urmare, noi trebuie să privilegiem falsificarea. Cum vedem o teorie și sunt două chestii pot rezulta. Una e bun contraexemplu și care teoria. Uite lebeda neagră. Am mostrat lebeda neagră, prin urmare, e fals că toate lebedele sunt albe. Alta e, n-am găsit lebăda neagră, în continuare numărăm albe, și e coroborată. Asta e limbajul lui Popper. A rezistat testelor. Deci teoriile științifice deci, sunt coroborate. Sunt cel mult 99,99999% da. Demonstrate, dar întotdeauna e loc de o chestie falsificabilă. Da. Bun. Și atunci aș avea întrebarea următoare. Deci, pentru explicațiile asupra comportamentului uman. Da? Am două... Deci tu dacă ai avea o explicație, asta e o chestie care mi-a trecut mie prin cap mai de mult, nu știu în ce măsură e corectă sau nu. Dar dacă ai avea o explicație fidelă
a realității. O teorie care să-ți prezică corect realitatea. În proporție de 100%. Ok, 100% nu se poate. În cea mai bună proporție pe care o poți scoate, da? Dar hai să presupunem. Să presupunem prin absurd că ai avea o teorie care îți prezice realitatea 100%. Asta nu poate fi falsificată. Nu e falsificabilă niciodată. Că se poate găsi o teorie care prezice... Am presupus de la început că găsim una. Dacă găsim o teorie care îți poate prezice, îți poate explica realitatea, ajungând cu predictibilitate de 100%, asta nu poate fi falsificată. Nu poate fi nici falsificabilă prin natura ei. Adică, ok, aș spune așa. Dacă eu spun că pentru ca teoria mea să fie falsificată, care e condiția de falsificabilitate? Dacă teoria mea să fie falsificată, atunci o persoană trebuie să se afle în două locuri în același timp. Noi știm că chestia asta nu se poate întâmpla în realitate. Poți formula ipoteza cu nu, nu există o teorie care să prezică totul, știi? E falsificatorul să fie că vine unul cu o teorie care să prezică. Așa. Da, da. Care e falsificator? Deci tu zici nu există, asta e... De fapt și Popper chiar așa recomanda să formulezi cu nu. Nu există cu tare. Nu se poate... Perpetuum mobile, știi? Și găsești... Bine, unul cu perpetuum mobile, știi? Înseamnă că s-a falsificat. La da, dar deci recomandarea este să nu explici realitatea, ci să povestești doar ceea ce nu se poate întâmpla. Adică dacă tu te apuci cu știința descriptivă și felul în care a mers fizica, de exemplu, da, s-a pus să explice realitatea. Avem aceste fenomene pe care le observăm în jurul nostru, da, care sunt care sunt cauzele de dedesubt și mecanismele prin care realitatea se comportă în felul în care o vedem noi comportându-se. Asta așa a funcționat fizica teoretic. Până nu știu, până la un moment dat când mi-am pierdut interesul să mai citesc despre istoria fizicii, da? Dar ideea e, am senzația că așa funcționează în continuare și astăzi. Vedem un lucru că se întâmplă, încercăm să-l explicăm, dacă mai descoperim lucruri, că de asta ne uităm, facem telescoape care se uită în spațiu, că pe aici le-am văzut pe toate. Bun. Și atunci... Eu zic că e falsificabilă. Deci am zis, predicția ta e... Nu există o teorie care să predică totul. Înțelegi? Vezi că vine Dumnezeu. Ia uite-te pe tablele astea, știi? Da, practic. Decodează, știi? Practic. Eu zic că e falsifică. Nu trebuie să o falsifici pe aia până nu o găsești. Eu zic, are teoria, conținut. Teoria care îți rezolvă toată realitatea, de fapt, falsifică tot ce a fost înainte. Tu zici, păi poate fi falsificată, ea însăși, la un alt nivel. Nu, prezice, zicea Vali, prezice tot ceva. Prezice, dacă explici completă, toate, fi? Dacă explici toate lucrurile, trebuie să-ți prezică tot. Dacă găsești, dacă găsești pe aia, nu-ți mai trebuie să falsifici. S-a rezolvat problemele. Da, mă rog. Da, și asta ar fi un par, ajungi la finalul științei. Ok, what? Right? Da. O să o privești așa. Adică e ca și cum, când o să se oprească jocul economic? Păi când toți o să ajungă la nu știu ce nivel, am zis noi într-un episod. Nu o să se oprească niciodată, că nu o să ajungă la nivel toți, pentru că nevoile și dorințele cresc. E și aici, cunoașterea, nu știm unde să termină. Așa că, let's keep looking. Da, e și importanța a incertitudinii, știi? Gândește-te la ce spunea Mises despre profit. Dacă noi anticipăm toți profitul ăla, mergem acolo și spre profit. Uh-huh. Investim toți, ne cresc costurile și nu mai... Adică incertitudine e importantă. E o chestie interesantă la Popper. Deci Popper spunea că marxismul nu e falsificabil, că te-ai acuzat aiurea, știi? Ideea e că marxismul este falsificabil. A făcut niște predicții, de exemplu, unde va apărea. Va apărea în vest. Nu, în est. Nu, va apărea mai degrabă în est. În vest. Face prezicerea că vei avea egalitate în... bogăție. Nu, ai avut egalitate în sărăcie, știi de ce? E falsificabil. N-are dreptate. Poate numai că e falsificabil, a și fost falsificat. Asta e ideea. Ca poate aducă vorba de partea aia de limbaj. Deci, ce a zis Marx? O să apară. Păi ce felul în care a fost impus să numește că a apărut, apropo de folosirea cuvintelor?
Da, poți să zici că poate să apară, pentru că după aia el în continuare spune că se desfășoară revoluționar, adică nu. Da, dar nu e sincer apropo de limbaj. Deci cum folosim acum, cuvintele? Dacă zici pentru apare... El era legitim. Dacă e teoria lui a drepturilor de proprietate... Bine, nu. Era impunere, doar îți luai de la burgheză... Cred că revoluția în sine era, ceea ce cred că se referă Alex, este la felul în care a impus Uniunea Sovietică răspândirea socialismului. Aia nu e în interiorul marxismului. Adică în interiorul marxismului, în fiecare țară ar fi trebuit să se ridice, să apară o revoluție, cum a apărut în Rusia, mă rog, nu discutăm, aia n-a fost inițial marxistă, dar whatever, da? Să apară o revoluție și în fiecare țară să vină, uite cum a fost, de exemplu, în Ungaria, da? Ungurii, când după ce s-a prăbușit Imperiul Austro-Ungar la finele Primului Război Mondial, au avut o revoluție. Și au venit românii până la ei în Budapesta și au zis, nu, noi nu vrem comuniști la graniță. Ai că nu erau imperialiști, asta vrei? Nu erau. Da. Și la fel, același lucru tot așa după Primul Război Mondial, ai, mi se pare, o revoluție comunistă în Bavaria. De altfel, în perioada de imediat după Primul Război Mondial, ai mai multe revoluții comuniste în mai multe țări, dar impunerea la care se referă Alexandru este ceea ce s-a întâmplat după cel de-al doilea război mondial, când Uniunea Sovietică deja stabilită, Uniunea Sovietică care încercase după Primul Război Mondial să își extindă sfera de influență și a luat bătaie de la Polonia, de la Lituania, de la Estonia, așa. Atunci, acum, venind câștigătoare, a reușit să-și impună nu numai peste Lituania, Polonia, Estonia, ci și peste România, Cehoslovacia, mă rog, cortina de fier. Da? Și zici, aia a fost o impunere. El a fost un comunist impus. Nu s-a respectat. Cea Marx a fost imperialist comunist. Da. Marx nu voia asta, voia ceva de la local. Da. Păi da, și asta e o altă falsificare, știa, comunismului. Da, mă rog, voiam să zic mai devreme, dar ați analizat voi mult mai finuț. Partea asta de empirism sună bine, uitați, verificăm cu tare în realitate. Da, ai verificat tot, apropo de teoria a tuturor lucrurilor. Nu cumva, ce am mai vorbit noi de mai multe ori. Deci, uite, am crescut salariul și totuși a crescut angajarea. Păi da, în ciuda. Nu? Adică, depinde la ce parte din realitate te uiți și zici, uite, am verificat empiric. Păi, fâs. Nu, poți să-i răspunzi și în jargonul lui, știi, empiric, să zici, ok, luăm două localități la fel, știi, una cu salariu mie niciunul. O să vezi că se verifică pe predicția Austria. Yes. Aia cu fără salariu minim a scăzut mai mult. Yeah. Bine, știi ce o să-ți răspundă? De unde mi-e tu două localități la fel? Da, empiric, da, e greu. Empiric greu. Nu e greu, dar nu e imposibil, să știi. Nu e imposibil să segmentezi două, dar noi să facem un experiment, știi? Luăm două localități, zic, tenia seamănă. Una cu salariu minim, una facem știință, nu? Ești inginer social, deci merg exact pe catehismul tău, știi? Yeah. O să vezi că se verifică predicția austriacă. Sau că e falsificată poziția socialistă. Adică dacă va scădea șomajul, se duce mai jos. Salariul minim. Adică salariul minim chiar crește așa. Ok, ce vreau să mai zic la Hope aici, uite, de ce sperie termenul ăsta a priori? A priori ce înseamnă? Independent de experiență. Înainte. Uite cum era aia cu celibatarii și... Eu aș zice aici că e o eroare de categorisire, dar continuă-ți ideea și vine. Cam asta aș vrea și eu, poziția lui Rothbard, e că e... Ce vrea să spune el prin că sunt a priori, în sensul că explicațiile astea decurg din niște axiome despre acțiunea umană, are mică, ce are scopuri, oamenii preferă ceva mai mult decât mai puțin, preferă mai devreme decât mai târziu, deci chestii de genul ăsta, ori astea sunt, zice Rothbard, empirice în sens larg. Când spui că austriecii nu sunt empiriști, în sensul că nu fac testări statistice, nu verifică sau nu falsifică. De ce? Pentru că adevărul aici e dedus din axiomele alea de bază, știi? Da, e o bază empirică. Așa, da, sună ca o prostie. Cum, a priori, pe adevărul nu e o chestie despre lume, cum știi tu? Nu e o chestie logică. Nu e ca la, nu știu, ce libertari sunt.
bărbați necăsătoriți. Nu, că omul acționează, e un adevăr sintetic. Știi? Despre om știm că acționează, nu e un adevăr logic. Ori corecția lui Rothbard mi se pare că e binevenită, pentru că lumea se sperie, știi? Nu au găsit cutatea a priori. Nu e orice știință, e a posteriori, ca să zic, e empirică, știi? Nu e a priori. Deci în sensul ăsta e că nu faci... De ce nu faci? Cum am zis, că la teorema lui Pitagora. Dacă e adevărată teorema lui Pitagora, nu m-am apus în măsori. Sau adum tu un triunghi. Ok, ești atât de obsedat. De empirism, adum un triunghi. Unde bine. Nu se respectă regulă. Da, da, și ai falsificat. Uite. Există asta, dacă vreți să vă distrați în comentarii, să-mi explicați de ce nu se verifică teorema lui Pitagora la un triunghi cu laturile de 1 și 2 cm. În realitate. Trebuie să se verifice. E numărul irațional, nu? Exact. Adică în pe finalul capitolului avem poate faptul că limbajul este folosit de empiriști ca fiind este un self-referencing system. Adică spui e o casă, e un lucru în care locuiesc oameni, dar ai exprimat definiția acestei case, acest cuvânt prin alte cuvinte. Ești și un lucru și tot așa, poți să ajungi la nesfârșit. Și el se leagă, să luăm cuvintele astea care zici că nu au nicio legătură cu realitatea. Profit, costuri. Și un antreprenor sau cineva care acționează în lume ține cont de aceste lucruri abstracte care zici tu că nu au nicio legătură cu realitatea. Da? Înainte să facă covrigi sau ce vrea să facă el, își calculează, domne, care sunt costurile, care va fi profitul și dacă are sens, dă drumul și face ceva în realitate. Deci, bine, aici zi-te, Alex. Profitul nu există, curt, de fapt. Nu, știi cum sună chestia asta? La fel ca discuția aia despre credință. Doamne, credința e așa, un vis, sunt niște invenții. Bine, dar atâta vreme cât acțiunile oamenilor în baza credințelor produc efect în realitate, mai e așa o invenție doar. Da, da, e în continuare invenție, doar acțiunile produc credința fără acțiune nu-ți produce niciun efect în realitate. Dar ideea e că acțiunea este ceea reală. Ce produce efectul. E o invenție, dar devine reală. Are efecte. Asta are, are efecte. Da, nu, are efecte asupra, doar acțiunile, asupra da. Legilor. Socialismul da, okay. Nu e adevărat, nu exact, e real. Da. Descrie niște relații cauzale care sunt false. Știi? De asta nu înseamnă că el nu produce oameni fiind socialiști. Ba da, produce. Cred că aici ăsta e momentul potrivit să discutăm despre ce? Despre un pic despre cum ajungem să avem cunoaștere, în ce fel există această cunoaștere și ce implicații au asupra analizei și discuției pe care o avem aici. Unul dintre lucrurile care mi se pare că lipsește din discuția făcută de Hoppe și din prezentarea lui a empirismului, mie mi se pare că Hoppe de aici, sau hai să luăm altfel, din imaginea empirismului produsă de Hoppe în acest capitol, nu există inducție. Și aici vin și te întreb pe tine, cum stăteau empiriștii vis-a-vis de inducție? De ce? Pentru că... sunt inductiviști. Asta de bătrânețea lui Carnap e un... că e mai probabilă cu tare chestie. E chiar o teorie probabilistă. Plus că și verificarea asta seamănă cu inductiv. Nu știi, tot găsim cazuri, știi? Ei, zi, deci ideea e așa, tu ca să obții cunoștințe... A, trecerea de la particular la general. Ca să obții cunoștințe despre lume, ai două metode. Ori
Eu vorbesc aici de niște, cum să spun, de niște cunoștințe care să fie verificabile. Da? Că există și alte metode de a obține cunoștință despre lume, care nu o să facă subiectul acestei discuții, cum ar fi revelație divină, amintiri platoniene din tărâmul formelor și alte asemenea discuții. Dar chiar și alea sunt verificabile. Nu sunt verificabile așa cum e verificabilă, nu știu. Nu e verificabil. Asta are conținut. Atâta vreme. Asta înseamnă falsificabil. Nu e accesibil tărâmul formelor? Nu poate fi verificabil. Trebuie să-l crezi pe unul, pe cuvânt. Păi da, ăla a fost un fapt. E un fapt, are un conținut empiric. Chiar dacă nu e repetabil, are pointul lui Popper sau chiar al ăsta era că n-ar trebui să fie nimic. Ori, nu știu, venirea lui Iisus. Asta e o chestie factuală, știi? Poate fi adevărată sau falsă. Adică are conținut empiric, chiar dacă nu e replicabilă, nu știu, că atunci când are un corp pe un plan înclinat și... Repreți experiența, combinăm, vedem dacă este apă. Așa. Dar ideea e că are conținut factual. Teza faptului că a existat o persoană pe nume Iisus care a venit, a spus niște chestii, s-au consemnat în Biblie și a făcut niște apostoli, așa. Chestia asta ar fi, într-adevăr, una empirică. Eu mă refeream, când am spus asta, mă refeream la modul de a obține cunoaștere în baza faptului că înainte de a te naște ai hălăduit în tărâmul ideilor și acolo te-ai întâlnit cu toate conceptele. Și ai venit în lume și acum doar îți mai aduce aminte imprecis forma pură a conceptelor. Asta nu e empirică. Asta e pointul... Pare, eu zic că e factual, în sens larg. Dar pointul pozitiviștilor tocmai asta e că, domnule, nu poți să te visezi tu noaptea să asimilezi unui fapt, unui experiment, unui nu știu. Dar dacă e adevărat. Deci noi căutăm adevăr. Adevărul înseamnă că nu e adevăr. E o relație între o propoziție și un fapt din realitate. Da. Au și un point, îți dai seama că poate să avereze un nebun, știi? Pe de altă parte, nu știu. Da, da, zice că în clipa în care tu stabilești o relație, dacă este... e adevărată mărturia lui Pavel. A spune așa, zbate orice care sunt verificabile. În clipa în care îți stabilești o relație între o teorie și ceva din realitate, ea, chiar dacă nu poate fi verificată, ar trebui să fie verificabilă, da? De cel puțin două persoane. De ce de cel puțin două persoane? Ca să scăpăm de chestia asta cu visul. Au vorbit. Eu nu pot să visez pentru ele. Nu, verificată în sensul, uite, dacă, de exemplu, pe vremea când, Zeus, nu mai știu pe cine a violat, da? Și de a ieșit un copil de acolo, da? În afară de persoana violată care era muritoare, să mai fi văzut cineva pe Zeus făcând chestia asta. Sau verificabil în sensul că dacă era cineva acolo, îl vedea. În sensul ăsta ar fi verificabilul. Și dacă găsești, uite, dacă te gândești la evangheliști, nu ai doi, sunt patru sau când sunt. Ai mai mult decât triangularizat. Ai... Înțeleg ce zici, dar asta e pointul pozitivist. Vor să blocheze situații. Nu mai... Ce visează unul ce a văzut reptilien și nu știu, eu îl cred. Nu, dar mai multe filtre, știi? Bun, și atunci, din punctul ăsta... Dar ți-am zis, îți pot găsi mărturii, știi? Din punctul ăsta de vedere... Biblia a fost scrisă de, nu știu ce, 33 de oameni. Ce vrei mai mult? Și editată de mai mulți și așa mai departe. Povestim la un alt podcast, discutăm despre asta. Vorbeam că felul în care obține lumea, în general, acum, fără să teoretizăm cunoștințe și așa, felul în care obține lumea cunoștințe despre lume, e din două metode. Unu, sunt experiențele trăite și a doua este o absorpție în baza unor
cum să spun, o absorpție a cunoștințelor obținute în baza experiențelor altora care au fost formalizate și pot fi transmise prin limbaj. Când te duci la școală, mă, când te duci la școală, asta e ideea, da? Ca să nu folosești 700 de cuvinte. Da, ce ți se spune ție la școală este cunoștință dobândită de pe urma experiențelor altora, a fost formalizată, abstractizată, da, făcută general, formalizată și pusă într-o metodă care poate să fie captată de tine și internalizată în cunoștințele tale. Da? Da, de exemplu, două drepte paralele. Nu au niciun punct comun. Asta a fost din experiența cuiva și după aia a transmis altora sau păi, pur și simplu o intuiție din... Și aici ajungem, și aici ajungem la felul în care obținem cunoștințe din experiență. Da? Atunci când ai de-a face cu procesul ăsta de abstractizare, da? Că două drepte paralele nu au niciun punct comun, este vorba de un proces de abstractizare. Că teoretic, uite, dacă noi luăm aici chestia asta, da? Latura asta e paralelă cu latura asta, noi putem stragem două linii de-a lungul laturii și cât avem spațiu în camera asta, nu o să se întâlnească, da? Mai mergem două etaje mai sus, mai jos, nu o să se întâlnească. Mai mergem două etaje mai sus, mai jos, nu o să se întâlnească. Ok, bun. Ai și încredere în producător. Ah. Da, ok, presupun. Care era problema ta cu inducția? Ideea este că dacă vezi pe cineva împușcat în cap în fața ta sau decapitat, hai să luăm chestii mai tari, da? După vremea când n-aveam... Care urcă popularitatea pe YouTube. Când n-aveam praf de pușcă, da? Deci dacă vezi pe cineva decapitat în fața ta, da? Îți ajunge un singur caz să înțelegi că decapitarea omoară. Da? Nu trebuie să mai facem... Nu trebuie să mai facem încă unul, încă doi, încă trei. Cumva e foarte clar, da? Dacă iei astea două drepte paralele și... Zici, da, păi nu știu, le-am verificat pe aici, nu s-au întâlnit. Mai încerci odată. Ideea e că unele lucruri ai nevoie de mai multe iterații până când să poți să abstractizezi ceva, iar procesul ăsta se numește inducție. Pleci de la lucruri particulare care se comportă în același fel către o idee generală. După aia, când ai ideea asta generală, nu-i de ajuns. Așa cum a zis și Costel mai devreme. O ții ca probabilitate. Da, working theory. Da, working theory. Așa. O ții ca probabilitate până când mori sau cineva ți-o infirmă. Îți produce o chestie. Teoretic, tu dacă vrei să fii dacă vrei să fii corect din punct de vedere științific, atunci când ai generat explicația, ai generat teoria, generezi automat și condiția de falsificabilitate. De exemplu, atunci când spui două drepte paralele nu au niciun punct comun, bine, noi aici... Asta e o discuție puțin mai grea. E mai grea de ce? Pentru că în sfera geometriei euclidiene, asta e o axiomă. Ceea ce înseamnă că nu trebuie să demonstrăm, o acceptăm de la sine înțeles. Chiar mă gândeam dar există, să vă certați pe... Dar există, nu avem de ce să ne certăm, pentru că există și alte paradigme, există și alte geometrii non-euclidiene în care asta e demonstrată. Știu că există și alte contexte în care asta este infirmată, da? Dar avem și un alt fel de a construi geometria euclidiană. Hai să luăm atunci... În care asta nu e axiomă, ci ajungi la ea. Da, să luăm o idee a priori din economie, să zicem. Dacă ai mai multe creioane, prețul lor scade. Da? Cum îi spune? Poate sunt a priori. Nu este... E a priori asta. Asta nu... Asta e a priori, dar nu este obținută în același fel. Nu e obținută prin inducție. Sau ar putea fi obținută prin inducție, dar ea este cunoștință derivată. Eu vreau doar să
Să spun prin că... deducție mai degrabă, ăștia e conceptul de acțiune. De asta zic, e obținută prin deducție, nu prin inducție. Tu da. Cred că vrei să-l critici pe Hoppe că noi cunoaștem, ne ajută alea ostensive, nu? La asta te-ai gândit. Da, și mi se pare că felul ostensive. În care când el... Când un copil un joc, el nu înțelege? El... mi se pare că el caricaturizează un pic empirismul aici. Mm. Da. Și tocmai datorită faptului că nu surprinde... Ceea ce am spus eu la început, nu surprinde substituția pe care o fac avocații comunismului atunci când îți rejectează exemplele tale falsificare. Deci, ceea ce am spus mai devreme, repet acum ca să fie clar pentru toată lumea, teza este socialismul produce bunăstare economică. Eu vin cu cele două Germanii și mi se răspunde, nu ca și cum eu ți-am adus un contraargument la socialismul produce bunăstare economică, ci ca și cum eu vin cu aceste lucruri încercând să argumentez că socialismul nu produce bunăstare economică. Nu că ținem firmă. Ținem firmă dacă variabila e așa de tare, să zicem, cultura e așa de importantă, cât îți neutralizează tot. Îți infirmă teza ta falsificaționistă. Eu la asta are în vedere. Eu nu am o teză falsificaționistă. Ba da, aveai teza, ai teza să zicem, socialism e, comunism e superior economic, capitalism. Uite, chiar tai că ai probleme. Asta zicea Vali, că el nu tu falsificai inițial, fii atent. Nu, el zice că nu falsific că ai inițial ceva, ci doar obțineai niște cunoaștere. Ba nu-i falsificai teza, el spunea că va fi bine comunist, arătai nu știu ce. Iar apoi el se repliază și problema lui Hoppe e tocmai această repliere care practic, îți imunizează socialism. El ți-a dat cunoașterea. Deci el a zis să facem comunism. Tu zici, ești un bău, dar mă rog, go ahead. După aia primești cunoaștere prin acțiunile lor. Deci tu nu te apuci să-i zici, îți demontez. Tu nu-i demontezi. El singur s-a demontat. Așa e cunoașterea, nu? Sau... Nu, îl poți demonta și dinainte, că nu ești empirist. Nu trebuie să aștepți. Poți spune, mizești okay, chiar de la început că o să va buși, deci nu... dar ideea, tu ataci și falsifici, da? Da. Ce se repliază? Hoppe e nemulțumit de această repliere. Pentru Hoppe trebuie respingere definitivă, da, categorică. Replierea lui, eu asta încerc să spun, că replierea lui vine ca și cum am accepta contrateoria mea și astea fiind singurele mele demonstrații. Deci înțelegi? Eu nu caut să demonstrez că socialismul nu cauzează. Deci din punct de vedere empiris, teza mea nu este socialismul nu cauzează bunăstare. Teza ta este că socialismul cauzează bunăstare și eu îți vin cu exemplu, cu contraexemplu. El se apără. Păi el apărându-se... Felul în care el se apără, să mai apere, asta spune Hoppe. Nu, felul în care el se apără este ca și cum eu aș veni după aia cu contrateza. Dar eu nu vin cu contrateza. Implicit. Chiar dacă e implicită, eu nu vin cu ea demonstrată empiric. Și el dacă vine și îmi spune chestiile alea pe care mi le-ai spus mai devreme, că acolo erai o băgie, că acolo au venit bani de la stat, că acolo nu știu ce, pentru fiecare dintre astea, tu trebuie să-mi explici de ce socialismul în sine, aplicat ca la carte în Germania de Est, nu a performat mai mult. A fost adică, ca la carte. Nu, aplicat acolo. Avem socialism în Germania de Est? Nu, n-avem. N-a fost comunismul niciodată încercat? Am mai auzit-o și pe asta. Adică ai suficiente de astea, nu? Adică nu, da, asta spun, eu nu trebuie să vin mai departe să-mi apăr teza asta, nu, luăm cazurile tale, adică luăm variabilele tale și ele trebuiesc reaplicate la teza inițială, nu la contrateza mea. El când vine și mi-explică că de ce, că uite că acolo a fost mai mult feudalism. Deci tu de fapt zici că este doar un mecanism spun, de dezbatere. Și socialismul nu rezolvă treaba asta? Adică socialismul n-a fost în stare să genereze atâta bunăstare cât să compenseze niște chestii de genul ăsta? Păi de ce? Unde e? De ce a fost socialismul soft, că planul Marshall, revenim la planul Marshall, de ce a fost socialismul mai soft, capabil să genereze mai multă bunăstare decât socialismul ăla bun?
hard. Unde e asta la tine în teză? Că socialismul, cu cât e mai pur, adică teoria, din câte o înțeleg eu, e socialismul, cu cât e, dacă socialismul generează bunăstare, cu cât e socialismul mai pur, cu atât generăm mai multă bunăstare. Nu, nu. Deci tu zici că, tu zici că practic ei folosesc mai mult... Că a pierdut comunismul. Da, uite și aia de care mai ziceai tu, că n-au deținut muncitori, adică mai sunt reptilieri, da. Am ajutat, accept în frângerea, știi? Da, dar vezi, uite... La socialdemocrație, aici e... Aici va fi multă... Păi da, exact aceeași... același caz pe care l-a prezentat Valia din Neauri, să-l punem nu Germania de Est comunistă și Germania de Vest o parte liberală și o parte de socialism soft, și să facem comparația între, să zicem, o utopie libertariană și socialdemocrația din USA acum. Da, bun, foarte bun exemplu. Și de ce? Pentru că asta e... Îi cam faultează pe aprioriști, pentru că acolo e clar că separi oile de capre, știi? Deci în anarhocapitalism chiar nu există niciun pic de socialism. În comunism total, la fel, nu există pic de... capitalism. Da, adică ai segregarea. Că problema noastră era când ai economii mixte și sunt amestecate și nu știm ce cauza ce, știi? Dar acolo, dacă sunt despărțite, pot spune, da, uite, anarhocapitalism. E fără să uite și nu apărăți nimic. Da, da, aici o să vină aceeași empiriști social-democrați sau să ingineri social și o să zică, păi da, hai, arată-mi tu unde ai avut utopia asta. Dacă nu mă las aplici, păi deci nu te las, fii atent ce perfect, deci nu te lasă să aplici asta. După aia nu, că nu, market failure. No, nu, hai să avem market să vedem dacă e failure. În Somalia. Zice, păi ia, exact. Clau, zice, zice, îți accept pariu, hai să comparăm Somalia cu Islanda. Somalia nu e anarhocapitalism, știi. Nu. Deci există diferența între anarhism și anarhocapitalism. Somalia a fost anarhism un timp, anarhism în sensul că n-ai o unitate centrală, știi, numită stat, dar n-a fost anarhocapitalism. Adică dreptul la libertate. Și nu e ăsta, domnul Stavarache, nu e ăsta un fel de, păi, Somalia n-a avut planul Marshall? Market failure. Parcă a avut ceva, nu? Nu. Nu zic ca argument de repliere, știi? Nu e corect, pur și simplu. De ce confuzia între anarhism și anarhocapitalism? De ce la care vine proprietatea cu Somalia, era respectat acolo sau? Nu era nicio proprietate. Warlordsilor, da, era foarte respectat. Între ei. Care nu era legitim, știi? Au zis ce vreau să subliniez o chestie meta un pic. Deci, Valia a înfierat mai devreme că oamenii ăștia care atacă fals o teză, sau atacă o teză falsă, de fapt fac doar un mecanism oportunist de a câștiga o dezbatere. Și de foarte multe ori, oamenii la genul ăsta de discuții se uită. Se uită la cine a câștigat dezbaterea. Ai văzut ce i-a zis? La diverse niveluri. Deci unii au un nivel mai de bârfă, i-a zis, a vorbit peste el, nu l-a lăsat, a câștigat. După aia ai tot fel de alte niveluri de complexitate mai mari în care ai găsit, l-ai găsit o hibă, i-ai atacat-o, ai câștigat dezbaterea. Și voiam să subliniez că dacă vrem să avem o viață bună pe lume, ne interesează adevărul, nu ne interesează lucruri oportuniste de moment ca să câștigăm, cum să zic, temporar, vremelnic. Am câștigat dezbaterea, ha, ha, ha. E funny, îți dă o injecție de dopamină, dar nu îți dă rezultatele, că de aia despre asta vorbim în epistemologie, dar da? Nici ăștia nu câștigă întotdeauna. Crezi că puște ăla de pe Twitter care nu vrea să citească nimic, e nici foarte inteligent, crezi că nu se văd chestiile? Uite, Javier Milei, eu zic că Javier Milei a câștigat o grămadă de discuții cu socialiști. Deci... clipul ăla pe care l-ai pus pe grupul nostru de Telegram? Nu, sunt libertarieni puțin, dar nu e, se văd chestiile astea, știi? Se vede că Rothbard știe ce zice Keynes și Keynes nu știe ce zice Rothbard, știi? Se vede... Dar ce vreau să zic este că în societatea aia care nu există anarhocapitalistă, acolo
comparația și, să zicem, o dezbatere sau argumentele pe care le-am aduce împotriva socialismului social-democrat din America trebuie să se mute de la o chestie empirică, pentru că nu avem acea societate anarhocapitalistă, pe chestii a priori, da? Mai multe creioane generează prețuri mai mici pentru creioane. Da? Nu trebuie să... Dom'le, hai să așteptăm, să vedem și după aia ne vom... Asta este o chestie, un alt fel de cunoaștere care, să zicem că tu dacă o primești în felul ăsta și zici mai multe creioane generează, e adevărată, da? Generează un preț mai mic pentru creioane, e adevărată, dar asta e, cum să spun eu, o cunoaștere din aia care ea îți parvine pe forma aia, da, de transmisie de limbaj formalizată. Dar nu, ea însăși reprezintă o parte de deducție pornind de la niște principii induse. Da? Principiul indus care este că atunci când ai mai mult, utilitatea marginală scade. Da? Când ai din ce mai mult din ceva, utilitatea pentru fiecare unitate în plus a acelui ceva e mai mică. Uite, și dacă ai în realitate cineva deține monopolul pe creioane, face în loc de 100. Deja ai schimbat cu totul. Păi da, ai schimbat. Care e monopol? Cu totul te termini probleme. Ai și răspuns deja la ce vrei să întrebi. În clipa în care spui că are monopol, tu îmi introduci mai departe, mi-ai mutat raritatea de la nivelul creioanelor la nivelul producătorilor de creioane. Yes. Da? Și acum când vei vrea să îmi povestești ceva legat de aceste creioane, noi vom discuta despre o dublă realitate, despre un dublu sens, ele mai merg și contra. Că dacă monopolistul îți face o grămadă de creioane, da? Tu tot nu o să ai ce faci cu ele. Nu, eu zic, la empiriști ăștia să le zici cu tupeu, știi? Păi hai să testăm. Cu armata, cu tribunale, hai să testăm. Îmi dai răspunsuri a priori? Hai să testăm, știi? Să le scoți ochii cu asta tot timpul. Dacă îi zic, păi nu se va produce, de unde știi? Că... Da, de unde? Bine, hai să aici, vedem dacă se va produce. Să verificăm empiric. Aici și partea cealaltă. Știința e despre fapte, știi? De... Aici, apropo de discuția asta, nu mai știu dacă am ajuns la concluzia asta în episodul următor. Am avut noi o discuție lungă și înfocată vis-a-vis despre dacă se produce apărare în mod privat sau nu. Și concluzia a fost că nu putem ști, dar putem să spunem în funcție de percepția... cum îi spunea, percepția damage-ului și a cât, cu cât era mai aproape de tine. Nu le știi, nu le știi nici pe alea. Alea au, dar nu le știi concret. Tu le poți cuantifica, dar putem spune că, că dacă există un anumit grad de percepție, atunci se va produce, dacă nu există, nu se va produce. Punct. Știm câtă apărare se va produce. Atât câtă lume va vrea. Asta referința, pot spune că e suficientă. Da. Asta pot spune. Referința celor care se apără este satisfăcută. O spui... Dar s-ar fi cumpărat mai mult, știi, dacă... Asta șochează lumea, știi cum? Până au bătut rușii, atât au vrut să cumpere, știi? Deci românii să se apără. Da, aici discutăm deja de două sensuri ale cuvântului apărare, vezi, și asta e important de stabilit. Atunci când lumea spune că se va produce apărare, majoritatea înțelege astfel încât să nu ne cucerească rușii. Mm-hmm. Atunci când Gabi a zis adineori câtă apărare se va produce, rușii nu erau un factor acolo. Sau poate că erau, dar nu erau pentru cuvântul apărare. Nu e sensul austriac subiectivist. Apărare e câtă, poate fiecarea poate să fie zero, știi, lumea să nu... Adică pentru că de fapt ce ai spus tu a fost o instanțiere a propoziției abstracte dintr-un bun se va produce atâta cât câtă cerere există. Doar ai luat bun și ai substituit apărarea. Atâta vreme cât apărarea ar fi produsă în sistem de piață, așa va funcționa. Nu, dar eu zic că merită să le scoți un pic cu asta. Hai să testăm.
va fi apărare mai... Ok, hai să testăm. Cât apărare acum? E atât? Ok, hai să testăm. Bun. Ce aș mai avea... Scuze, vrei să spui ceva? Adică o să zic, dar e... Știi ce aia vreau să spună Gabi? Că a priori știi că cererea satisfăcută, știi? În viață. Și asta e adevărat, știi? Și chiar dacă pierd războiul, chiar dacă îl câștigă, știi? Cererea aia a fost. Înțelegi? Asta pot spune a priori. De piață liberă. Atâta vreme cât ai piață liberă. În timp ce dacă au fost forțați, ai avut armată obligatorie, nu știu. Poți spune a priori că n-a fost satisfăcută, știi? Nici oamenii au fost sacrificați pentru alții. Unii își doreau mai multă apărare, unii își doreau mai puțină, și mai departe. Aici am eu exemplul ăla cu ce oraș frumos nu a fost bombardat în al doilea război mondial. Parisul. De către nemți. Da, predat sau ce? Păi, s-au apărat până când și-au păstrat orașul. Că a fost oraș deschis, da, dar l-au bombardat americanii. S-a rezolvat. Noi discutăm cazuri dificile, știi, pentru că poți avea situația în care nu e un conflict între libertate și security. Nu, ai niște firme care ne-ai rupt, știi. Dar uite că acceptăm și discuțiile astea tragice, în care ai un conflict. Uite, te forțează, nu știu, să mergi în armată, știi. Sunt oameni care, na, fără, foarte ușor acceptă, nu se gândește o clipă că poate să fie el ăla, în prima linie de stat, omorât de fapt de stat. Deci nu-și pune problema. Libertarienii sunt singurii care îl apără, știi? Pentru că poziția mainstream utilitaristă e că da, trimite totul. Voiam să zic o chestie mai devreme despre empirism. Deci ai... era discuția aia cu creioanele, cum îți vine cunoașterea că crește utilitatea, scade utilitatea marginală. Păi îți vine a priori. Îți vine a priori acum când îți pui problema. Dar oamenii ăștia care au stat și ei pe cunoașterea altora și noi stăm pe cunoașterea lor, cine a emis ideile astea și le-a verificat, în primul rând a avut niște observații. Adică cunoaștere din senin ar semăna cu o revelație. Da, da, n-ai nu. Cunoaștere din senin. Din punctul ăsta de vedere, utilitatea marginală a apărut prin inducție. Păi da. Conceptul nu, aici ambele fiind la fel psihologic. Și aia perioadă da. Și aia non-a prin. Nu asta e distinția. Distinția nu apare la nivelul contextului genezei. Contextul psihologic, știi? Când se concentra așa mai bine. Când fuma. Asta e chestii psihologice, știi, de asociere. Contextul întemeierii asta de fundamentare, afară plouă. Știi? Fac observație, da, chiar plouă. Acel fapt fundamentat adevărul propoziției. Acum despre contextul întemeierii, când comparăm a priori cu nu știu ce, știi? Adevărul ale analitice e a priori, la forma logică, absolut. Dar ale empirice... Voiam să zic că toată cunoașterea, corectați-mă dacă derapez. Ea vine empiric. Asta, când scrii formule logice și matematice, e empirică, se întâmplă ceva da, acolo. În trecut, pe ce ne bazăm ca să deducem lucruri noi când au fost deduse utilitatea marginală? Indusă, whatever. Nu poți una o teorie și uite că e acceptată că toți economiștii da, acceptă legea cerii și ofertă. Dar și ca să o propună, n-a propus-o din neant. Da. Nu, adică a avut niște cunoaștere care și aia a fost verificată. Deci un fundament în realitate... Te duci la piață, vezi că dacă e mai mult pătrunjel, e mai ieftin. E, dar unde vreau să ajung? Dacă poți să deduci... Te induci? Le încurc. Dacă poți să derivi... Deci, te induci... De la particular la general. Ok. Da? Okay, atunci induci. Deduci este atunci când ai doar niște propoziții și efectuezi raționamentul și ți iese concluzia. Ideea era că ce contează mult este puterea de abstractizare. Deci dacă vrei să zici eu cred că X și nimeni n-a mai zis lucrul ăla și tu îl induci din... Îl deduci, pardon, în cazul ăsta. Din altceva, ce s-a întâmplat acolo? Ai abstractizat în capul tău niște factori. Nu, ai urmat un raționament. Atunci când deduci, nu abstractizezi. Eu vreau să zic pe dedesubt. Ai urmat. Dar ca să poți să vii cu o chestie nouă, trebuie să ai puterea de abstractizare. Eu vreau să fac legătura cu ce mai zicea Hoppe la un moment dat, că pare că limbajul e așa, circular,
definești cu un cuvânt prin alt cuvânt, prin alt cuvânt, prin alt cuvânt și unde ajungem? Ahaha, vai, n-ajungem nicăieri, totul e relativ, nu ca să iei atat și pe postmodern. Deci, că aia presupun pozitiviști, astea la critica lui. Tu presupui okay, că okay, știm okay. Ce o definiție. Că... Eu ei nu sunt așa convins, mi se pare că nu e chiar așa învățăm. Contexte de-astea particulare, arăt. Inclusiv ce este o definiție, uite, mă gândeam și la asta, ce este o definiție ostensivă? Vreau să-l învăț pe Gabi ce este o definiție ostensivă. Păi arăt un desen în care Vali îi arată ce înseamnă un câine, știi? Asta e, am definit definiția ostensivă. Am definit-o ostensivă. Dar voiam să zic altceva. Ce? Cred că pare ok, nu? Sau... Ai? Orice spune Hopei că nu poți. Pare că cercul ăsta de definiții prin cuvinte se extinde la nesfârșit, așa. Dar nu e așa, pentru că ai nevoie de concepte ca să le delimitezi de alte concepte. Și te ajung un cerc X mare sau mic, un cerc de cuvinte. Ca să înțelegi că cercul ăsta de cuvinte care definesc unul pe altul îți explică un pahar, îți trebuie putere de abstractizare. Puterea asta de abstractizare ne o să ne ajute să avem o viață mai bună. Pare, ce unde vreau să ajung este că pare că lumea zice, mă, dar ce faceți voi cu discuțiile astea, mă, băieți? Unde e realitatea? Eu sunt un om pragmatic. Mie să-mi spune cât, ce hotărâre să iau. Pragmatice. Păi asta vreau și eu să demonstrez. Că Depinde cum folosești, de că tot vorbim de definiții. Dacă pragmatic înseamnă interes imediat, da, nu sunt pragmatic. Dacă pragmatic înseamnă rezolvarea unor probleme, ce vrei? Pe vreau rezolvarea problemei din educație. Asta e soluția. Privatizez mustărie? Obții? Și cum verifici chestiile astea? Păi ca să le verifici, trebuie să poți să abstractizezi. Nu? Da, ca să... Right? Chiar înseamnă deci, abstractizare. Adică să nu crezi, vezi ce înseamnă. Uite, cum și ăsta al tău. Deci, totdeauna... A, că lumea înțelege. Din capitolul ăsta... Abstractizare e să vezi general. Să vezi general. Foarte mult la empirism și la... cum să zic? Ceea ce produce el și ajută... Inclusiv... Nu, dar toți ținem, deși atent, dacă empirismul, da. Să-ți explic și de ce toți ținem la asta, dacă empirismul ar fi cu totul fals, da? Îl luăm pe Hume, îl aruncăm la gunoi. Mm-hmm. Dacă îl luăm pe Hume, îl aruncăm la gunoi, toți etatiștii câștigă toate argumentele pe care le au cu noi. De ce? Pentru că nu mai ai obiecția naturalistă. Deci, Dacă nu poți să scoți, și atent, care e argumentul etatist? Așa. Arată-mi tu unde a mers libertarian Ramsay. Avem stat peste tot. Păi nu, asta este tocmai asta. Urmează să spui doar din faptul că avem stat peste tot, nu înseamnă că trebuie să avem stat. Dar asta este ceva ce a scos Hume. Dacă tu l-arunci pe Hume la gunoi, rămânem cu stat peste tot. Nu, eu pot să spun totul altceva. Moral. You don't tell me what to say. Da. Nu mai există... multe creioane generează prețuri mai mici. Este genul ăsta. Moral? Nu. Prețurile mai mici sunt o temă morală? Nu, dacă îmi dai o recomandare, chiar dacă e discuție economică, va fi cu trebuie, știi? Nu poți evita... Deci care era ideea? Că nu poți să-i dai ce? Păi dacă tu accepti că poți să scoți de la un este un trebuie, da, dacă negi principala poziția asta de care vorbeam... Asta, cum zic ăștia, că e țara de afară și trebuie să fie. Exact. Și s-a terminat. Te duci într-un relativism moral de nu-ți vezi nasul de acolo. Nu, chestia cu moral, vreau să mă duc în chestii morale, după aia am vrut să revin la chestia cu mai multe creioane generează prețuri mai mici. Nu trebuie să te duci neapărat la, domne, nu avem o altă țară, dar într-adevăr, nu pot să ți-o arăt, anarhocapitalistă. Dar pot să-ți spun că salariul minim pe care voi îl impuneți generează șomaj? Nu. Ba da. Pot. Nu-s de acolo. Poți, uite, apropo de ce ziceam eu, poți segment. Nu am nevoie de ceva. Deci Hopea asta spune în toată cartea asta. Da. Am înțeles, dar rămâi în realmul
ideilor, atâta da, vreme exact, cât... Da. Deci tu nu mai vorbești despre lume. Ba da, poți și să vorbești, da. Și pe pragmatici ai pierdut. Ba da, nu mai vorbești despre lume, pentru că ceea ce... Pentru că tu mi-ai luat empirismul da, și l-ai aruncat. Da. Și asta înseamnă că ceea ce spui asta nu mai... Aici. Asta înseamnă că ceea ce spui nu mai trebuie să fie verificabil și ceea ce spui nu mai trebuie să da. Fie falsificabil. Or nu e asta, păi. Prin urmare, dacă cineva îți sunt spune... Empirice, acțiunea umană și alea sunt empirice. Da. De-aia zic că Rorbat e mai bun decât Hopeșimiză, știi? Deci tu ai o chestie factuală. Că așa, cum frate, e adevărat? Chestia adevărată? Cum adică? Tu zici, nu, sunt niște afirmații despre acțiunea umană, nu știu, ești acolo, deduci teoreme, legea cererii și ofertei și nu știu ce. Deci, definiția pe care o avem în clipa de față despre adevăr, da. Este corespondență cu realitate. Așa. Da? Nu știu în ce măsură e chestia asta legată de empiriști sau nu. Sunt corespondentiști. Dar... Eu aș zice că dacă tu iei și arunci la gunoi, nu știu dacă mai ai metodologie să stabilești corespondența cu realitatea. Și prin urmare trebuie să-mi vii și să-mi redefinești adevărul. Și de asta spun că cazi într-un relativism moral. Poate să fie chiar și un relativism logic, dacă ai nevoie de definiții. Nu, să-ți accepti și limitele tale, știi? Chiar dacă nu ești, hai să zicem că suntem doar a priori, știi? Nu ne interesează. Ai limite, știi? Poate deducția nu e corectă. Eu tocmai asta spun, că nu ești... Corect. Că nu suntem asta aprioriști. Asta e empiriștilor, că e o chestie de modestie, știi? Dom'le, poate mă înșel, știi? Până la urmă asta spune empirismul. Poate mă înșel, hai să facem, nu știu. Ce e cu ei? Că sunt și godii. Nu aplică coerent. Hai să facem la tribunale asta. De unde știu că acel tribunal e bun? Păi, ce ești tu? Păi sunt empirist. Hai să aplicăm empirismul. Să vedem. Facem un studiu de impact. Deci care va să zic că l-am demontat în domnul Hope aici, în capitolul ăsta. Nu l-ai demontat, pentru deci că... Din primul capitol al cărții, ne ia cu a priori, da? Că toată cartea o să fie... Păi nu că da, tu da. Ești de acord cu ideea, ce înseamnă acel a priorism. Exact. Ce înseamnă acel... Da, deci noi respingem ideea că trebuie să testăm... Ca la aia cu teoreaua lui Pitagora. Dar motivul pentru care respingi ideea... Noi nu facem ideea, sondaje pe prețuri dacă știm că controlul prețurilor ce înseamnă. Motivul pentru care respingi ideea este că această cunoștință deja a trecut prin filtru empiric. Natura umană a ajuns la tine. Da, l-au făcut da. Pitagora cu 500 de mii de ani, mă rog, mai recent. Iată, dacă natura umană e altfel, păi nu se mai funcționează legea cererii și ofertei. Când adaugi o margine... Nu scade prețul, crește. Înțelegi? De ce? Pentru că natura umană e altfel. Cu cât sunt mai multe portocale, cu atât sunt mai scumpe, știi? O natură umană nu e așa. E o descriere inițială la nivel de axiomă, o descriere empirică. Și de acolo deducem teoreme, știi? Controlul prețurilor, nu știu ce să am. Bine, mie îmi place că de fiecare dată Costel mai bagă cuvântul axiomă în discuție. Și tocmai asta eu aș încerca să subliniez aici în felul următor și legat de chestia cu limbajul și legat de chestia cu logica în sine, da? Eu sunt niște, da, sunt trei legi ale logicii, le-a scris prima oară Aristotel. Ideea e așa că aceste legi sunt, aici o să zic Alex, derivate. Așa am zis și eu, ele sunt de fapt induse din realitate. Și dacă stai și te uiți la un copil și face referire și Hoppe la chestia asta până la un anumit punct mai jos. Dacă natura realității ar fi inconstantă, nu, inconstantă, n-ai mai putea să mai ai nici măcar logică. Deci dacă o piatră este piatră doar parte din timp și câteodată e apă și alte ori e gaz și câteodată e un inoroc care fuge prin locul în care ar fi trebuit să fie. Asta e verificabil, îți verifică teza că e haotică realitatea. Îți verifică teza că e haotică realitatea, de eu aș merge să spun, Ope merge până la faptul, spune că oamenii n-ar exista așa cum sunt ei, poate că n-ar exista deloc, teoretic. N-ar fi oameni, da. Ca zona aia, cum se numea, Tarkovski, zona aia ciudată.
Crepuscoara? Unde nu se mai respira. A fost și un film independent de la Tarkovski. Nu știi, când aveai zone de-astea în care nu se mai respectă legile fizicii, da. Deci ideea la care uite eu... Uite un paie din V for Vendetta. Pe tipă? Ateriță pe tipă, da. Natalie Portman. Așa, a jucat într-un ăsta prin 2017-2000. L-ați văzut? Nu, dar îl căutăm. Era de genul ăsta. Dacă sunteți atenți la discuție încă, scrieți-ne jos în comentarii cum îi spunea filmul eroi, ca să-mi fie mai ușor să-l găsesc. Așa, deci ideea pe care eu vreau la care vreau să ajung este asta, că dacă iei să te uiți la un copil, de exemplu, când crește, la un moment dat percepe inductiv faptul că realitatea este constantă. Când îți dai seama de chestia asta, deci dacă iei un copil, îi arăți o bomboană sau ceva, da? Și o bagi în buzunar, în clipa în care el nu e convins că realitatea e constantă, pentru aia dispar bomboană. O scoți din buzunar, a apărut iar. O bagi în buzunar, a dispar bomboană. La un moment dat, în timp, copilul se prindă că bomboana continuă să existe chiar dacă el nu o vede. De ce? Pentru că vede din jurul lui că restul lucrurilor, și chestia asta se face aproape instinctiv, se face la nivelul creierului înainte de a percepe, înainte de a dezvolta vorbirea. Da? Asta există pentru că realitatea este constantă și ăsta, eu spun că este punctul de plecare, pentru că ce înseamnă că realitatea este constantă? E principiul identității. A egal cu A. Nu dispare. Bomboana asta nu poate să fie și bomboană și altceva în același timp. Auzi, dar aici nu îl contrazici pe Hoppe, ce-ar spune că sunt mai degrabă a priori, nu le înveți tu. Eu asta spun, că da, din nicio, punctul ăsta de vedere, cred că aici e o categorisire greșită. Cred că pune la priorisme, pune cam multe chestii. Exact. Există mai multe metode de a explica cunoașterea și unele dintre ele rezistă mai mult la zgâlțială și altele mai puțin. Uite, ce e o definiție? Știe copilul ce o definiție? Nu, iar ăsta tu știi, uite, acesta este un câine. Ca să nu mai vorbim de faptul, da, că copilul în sine, îl iei, că are capacitate de procesare redusă, lui îi arăți, cum să spun, îi faci definiții ostensive. Da? Până când ajungi să-i faci conceptul de definiție, la mine a fost cândva prin clasa 6. N-a avut un profesor foarte deștept la limba română care ne-a învățat cum se construiește definiție, abstract vorbind. Altfel, tot, da, și până atunci lucram cu cuvântul, definiți nu știu ce, sau la matematică, definim ceva, dar nu era o chestie pe care s-o înțelege efectiv. Era tot așa, era preluat. Și la multă lume, din punctul ăsta de vedere, există niște concepte pe care ei le preiau. Poți să faci o eroare din punctul ăsta de vedere și să spui că au intuiții. Și cumva se suprapun. Deși ar fi o intuiție chestia asta, dar nu știu în ce măsură, știi, e o intuiție sau e o inducție pe care tu o faci automat fără să-ți dai seama. Că realitatea, de exemplu, asta, că realitatea e constantă. Copilul ăla are o intuiție că realitatea e constantă, cu care mergi mai departe, sau a făcut o inducție? Auzi, depinde de care e definiția intuiției. Pentru că dacă eu, în capul meu, definiția mea a intuiției este o observație născută din destulă experiență. Intuiție este, cum îi spune, este concluzie fără raționament. Da, e fără raționament, dar, adică e foarte automatizată, dar eu zic că cum funcționează o intuiție este că trebuie să ai niște experiență relevantă, chit că subconștientă. Cam ăla e raționamentul. Că lipești niște chestii din trecut. Ăla e raționamentul. Da, da. Inducția e rațională, ăla e raționamentul. Ok, nu mă opun, dar de obicei lumea... Și intuiția asta nu prea poate să apară... Fără cunoaștere. Fără dacă inducție. Tu nu ești programator, nu o să ai tu intuiții de programare. Yes. Dacă tu nu ești tufă de Veneția, știi? Da, da. O să le ai practicând chestia aia, știi?
Nu? Da, da. Adică și apă, dar tot ce, nu e înlănțuită, e spontană sau asta? A, nu, a zice că tot e. Deci e înlănțuită, doar că e rapid, automat, pe dedesubt. Poate că... Parcă la da, Kant zic, era zic. O chestie, nu e, nu e cunoaștere. De fapt, acum ne aducem în filozofia cunoașterii, știi? Păi asta e capitolul. Păi cam ăsta e capitolul, din păcate. Nu prea a fost despre socialism. Și, o să concluzionăm că, da, este că nu... Ingineria să ne enerveze. Nu sunt filozoful cunoașterii, dar știu că la Kant erau ambele chestii relevante și experiența, da? Cei trei până la o anumită vârstă, dar ai și chestia a priori în cap. Deci odată și cunoașterea îți vine prin simțuri. O pe e kantian aici. Causalitate, o chestie. Da. Da, da, chiar ce-mi place la el este exact asta, că discută felul în care el explică a prioritatea cauzalității, mi se pare că e empirică. Poate și pentru că el încearcă să o explice printr-o lentilă empirică, că asta îl forțează capitolul, dar de acolo, prin inducție, poți să ajungi în același loc. Cred că zice că ai. Păi da, asta ar fi discuția, știi? Zice că ai, că tu așa înțelegi lumea. Dacă n-ai chestia cauzală, nu ești om, știi? No. Așa e omul, înțelege cauzal lucrurile. Ok. Deci, legătura... Dacă e învățată sau dacă e... Chiar dacă, zice în capitol, dacă vezi lucrurile nu în ordinea lor temporală, să zicem, vezi mașina că iese pe poarta fabricii și pe aia te duci în fabrică și vezi cum se produce o mașină, tu îți dai seama că de fapt, prima oară vine unul și asamblează și pe aia iese mașina, să zicem. Adică faci, nu te uiți, dom'le, ce am văzut prima oară înseamnă că ai cauza ceea ce am văzut a doua oară. Ai o cauzalitate în minte. Din cauza că poți să abstractizezi, din cauza că ai văzut și înainte alte lucruri care întâi trebuie produse ca să spune apară. Că chestia trebuie produs. Anumite categorii care te ajută să faci sens simțurilor, informații venite prin simțuri, sunt deja în tine din născare, pur și simplu. Păi uite că doar ce discutarăm de o... Da, asta face parte și din faptul că, uite, de exemplu, deci noi de asta n-ar trebui să luăm ca literă de lege chestiile pe care le-au spus filozofii oarecum din alte timpuri, ca literă de lege mă refer, da? Până în secolul... Până la finalul secolului XIX, începutul secolului XX, copiii nu existau. Copiii ca entitate separată în sine nu existau. Așa că nimeni n-a stat să se uite la un copil, da? Să vadă că, uite, nu înțelege permanența realității, înțelege permanența realității. Se întâmplă, are experiențe și la un moment dat se petrece această transformare în el, da? Oamenii de atunci nu existau, nu existai decât atunci când erai un tânăr adolescent sau cel mult deja în cadrul muncii, o persoană productivă. Normal că acolo deja ți-ai acumulat 100.000 de experiențe. Astăzi știm mai multe, știm că nu te naști cu nu știu ce și știm că se pot întâmpla lucruri dacă tu te uiți. Dacă tu te uiți la copil de la 12 ani încolo, da? Să zicem, nu știu, unii musulmani se uită de mai devreme, dar mă rog, dacă tu te uiți de la 12 ani încolo la copil, da? Normal că o să-l vezi ca pe un pachet și nu știi ce a trecut până la vârsta de 12 ani, normal că spui, păi da, nu știu, așa a apărut cu toate chestiile astea în el, ura și la gară. Da, astăzi când ne uităm cu atenție la copii, vedem că pot să își schimbe personalitatea în funcție de felul în care sunt tratați într-o anumită parte a dezvoltării creierului lor. Vedem chestia asta care mie mi se pare fundamentală și nu vorbește foarte lumea despre ea, cum percep, fără să li se explice cum fac transformarea asta, fără de care eu a zice că nu e posibil. Apropo de chestia asta, după aia, de-abia după aia o să vezi copilul că poate să vorbească. Că începe să vorbească. Poate scoate sunete, zice mama, tata mai devreme. Dar să-și construiască limbajul fără să aibă permanența realității e imposibil. Din punct de vedere structural, astea două sunt unul după altul. Nu există înainte.
Ok, și deci legat de ideile școlii austriece, crezi că ele ar putea fi, să zicem, argumentate doar empiric și extrase doar din realitate? Nu trebuie să fi venit pe cale a priorică? Păi, de unde? A priori de la cine? Adică e singura discuție pe care putem să o avem în jurul chestii asta este... Cultura burgheză. Păi nici discuțiile, nici ideile a priori nu vin a priori. Da. Asta o zice și Hoppe, vin la fel, știi? Cum sunt învățate, cum sunt descoperite, știi? Ți-am zis, discuția nu e una de psihologie, ci una de fundamentare. Adică Mrs. Rothbard și Hoppe erau... Nu erau empiriști. Ei, nu, dar erau, se spun, erau oameni, de, prin spun urmare... despre sine că, domne, noi argumentăm aici a priori. Da, dar trebuie să înțelegi exact despre ce e vorba. Nu e empirist în sensul că nu-ți testează teoria așa cum nu-ți măsoară triunghiuri, să vadă teorema lui Pitagora. În sensul ăsta nu-ți empiriști, da. Când, dar, să facem dar, o distinție între empiriști și empiriști. Deci ai empiriști care sunt în stare să deducă o idee și să aibă cunoaștere a priori după aceea pentru cazurile din viitor, și ai empiriști care să folosesc de scuza asta că nu s-a verificat ca să facă ei inginerie socială. Că ăsta e subiectul capitolului. Da, deci ai empiriști pe care îi duce capul și empiriști ticăloși care zic nu știm. Trebuie să facem un experiment social. Că de fapt asta ar fi și felul în care îi prezintă Hoppe aici, deci empiristul în sine nu e capabil, deci din punctul lui Hoppe de vedere, felul în care descrie el, de asta am și spus că aici mi se pare o mică caricatură a empiristului, din punct de vedere al Hoppe, empiristul nu poate să capteze cunoștință, pentru că aici nu există metoda de inducție și atunci rămâi acolo, păi ia să mai desenăm un triunghi. Ia uite mă, și ăsta are, suma pătratelor la... așa egală. Mai desenăm unul. Și ăsta are suma dacă pătratelor facem verde, poate numai... Nu e o descriere corectă a pozitiv. A empirismului logic, știi, pentru că ei acceptau matematica și logica. Ele sunt cunoaștere pentru ei, ori din ce spune Hoppe, un platus voce. Așa, fără nicio... Nu e adevărat. La descrierea lor. Nu e adevărat. Mă rog, ideea... Este nu, că, am, deci, trez, ideea, da. Ideea e la felul în care e construită, uite, de exemplu, geometria, ca să revenim la povestea aia, da? Uh-huh. Ideea în care e construită geometria este, avem, luăm o axiomă, da? Deci avem mai multe observații despre, atenție, puteam să pornim de la oricare, apropo de chestia asta, puteam să pornim de la oricare dintre ele, dacă e teorema lui Pitagora, de exemplu, da? În loc să discuți despre două drepte paralele, puteai spui pe aia în centru. Tot la fel îți deduceai toată geometria. Exact la fel. Că asta reprezintă, din punct de vedere identitar, spațiul euclidian, la fel ca două drepte paralele nu se întâlnesc niciodată. Cum demonstrezi teorema lui Pitagora contrazicând axioma respectivă? Dar dacă eu mă apucam să pun teorema lui Pitagora ca fiind axiomatică, da? Trebuia să demonstrez teorema că două drepte paralele nu se întâlnesc niciodată. Și cum ajungeam să o demonstrez? Negând relația dintre catete unghiuri, dintre catete și care e practic o relație între unghiuri. Da? Deci, ideea în sine este că s-a ales la un moment dat, sau am ales, deși, apropo de chestia asta, am spus, există o metodă de a preda matematica care se făcea la liceu înainte să o fac eu. Acum nu știu dacă voi ați prins, nu, mi se pare că a fost scoasă în anii 80, deci ar fi trebuit cineva care a făcut liceu în anii 80 ar fi putut să prindă chestia asta. În care geometria în sine, toată era dedusă. Inclusiv și axioma asta era dedusă. Deci se poate. Poți pleci din altă parte și ajungi la să deduci că două drepte paralele nu se întâlnesc niciodată. Atâta vreme cât rămâi în același spațiu. Uh-huh.
Păi uite ce povestit. De tras concluzii să începem. Că, mă rog, același lucru să zicem. Că de ce am avut toată discuția asta în urma capitolului lui Papa? Pentru că e fără... Rănânț ca Kinsella. Da, exact. Din cauza că există acești oameni care pretind că știu ei mai bine ce să facă oamenii cu viața lor și vor să erigeze în această elită o autoritate care să conducă societatea. Prin și se bazează pe chestiile astea. Pare că am vorbit în van. Dar nu, ei zic, nu, noi nu suntem ideologici, nu suntem nici comuniști, nu suntem nici capitaliști, noi suntem, iată, empiriști, vrem să încercăm. Științifici. Da, științific. Vrem să încercăm. Și ce vor ei să facă? Vor să facă inginerie socială. Să controleze cum trăiesc oamenii. Și asta pentru că nu îl lasă proprietarului dispoziția asupra proprietății, este o formă de socialism. Vreau să zic aici. Așa, demontat și, de ce zice, și fundamentele economice. Pentru că ei zic, putem să facem experimente. Și Hoppe zice, nu, economia o să funcționeze inexorabil. Cumva. Vreau să mai zic aici la o diferență a acestor ingineri față de ingineria mai vechi. Era asta, că ăștia n-au un plan general. Ba da, au un plan general. E... intervențiile astea punctuale țin de o paradigmă, nu știu, egalității de șanse, a diversității, adică au imagine în general. Dacă e birocrație, nu e. Da, de aia ziceam la început, contează ce țintă îți pui. Da, socialismul egalității de șanse. Șanse cu ce? Nu știu. De femei și bărbați. Șanse cu animale. Cu fel de chestii. Da, asta vreau să zic. Altă chestie anti-Hoppe ar fi că e ceva mai rău decât un socialist empirist. Al meu un socialist a priori. Deci că ăsta e empirist, e mai deschis, știi, la... E posibil, știi, studiul de impact, știi, dacă un birocrat chiar face un... nu știu ce program de implementare și nu știu, pot spune că e receptiv, știi, la... Îi zici, uite, n-am fost optim și nu știu ce, n-a ieșit bine. Față de unul a priori, ca Marx. Ăla e sistemul și trei implementați. Da. Bun, ideea pe care vreau eu să o subliniez cu toată discuția asta despre epistemologie este că unul la mână nu e un cuvânt atât de speriat, e vorba de pe ce se bazează cunoașterea pe care o ai și cum obții altă cunoaștere. Și aici am spus oamenii care nu au genul ăsta de preocupări filozofice sau chiar tehnice din punct de vedere economic, să zicem, au oricum niște intuiții, dar așa cum am stabilit un pic mai devreme, da, e foarte posibil ca aceste intuiții, atunci când Humer, de exemplu, când discutam noi, Humer spunea că oamenii au foarte multe intuiții morale. Ea spune că și acolo funcționează aceeași principiu. Nu au neapărat, adică intuițiile astea pot fi privite și ca felul în care au abstractizat, da, au indus moralitatea din plecând de la comportamentul particular al oamenilor care s-au perindat pe lângă ei. Și ideea pe care vreau să o spun este că până la un punct chestia asta e validă și funcționează. Vine cineva, de exemplu, de la facultate și spune, nu, nu e valid, nu știi nimic, fii atent aici, cum, ok, poate nu ai capacitatea să urmărești demonstrația respectivă, e posibil, poate n-ai timp, poate nu, poate îți lipsesc niște pași ca să poți să urmărești raționamentul, e ok, dar ideea în sine e în felul următor. Dacă cineva îți vine cu o concluzie și spune, nu, că eu am fost la facultate, eu sunt la curent cu noile avansuri ale științei și acest lucru, ăsta este adevărul. Oamenii înțeleg la nivel, apropo de asta, înțeleg la nivel, cum îi spun, intuitiv, da, definiția asta a adevărului. Adevărul trebuie să fie corespondent cu realitatea.
dacă vine cineva spune ăsta e adevărul și tu vii și spui păi, et, nu e. Îl falsivizi. Și, deci, e exemplu ăla, era un banc pe vremea lui Ceaușescu. Și zici că nu trebuie să te ude și tu vezi că te ude, știi? Te ude, da. Era un banc pe vremea lui Ceaușescu în care vine copilul, fusese trimis de copil de țăran, fusese trimis la facultate, vine acasă în vacanță, se uită și vede un bălegar în colțul, în colțul camerei sus, vede niște bălegar. Da, era un bordei, ăsta se tapetează cu bălegar. Stă toată noaptea, scoate pixul, calculează, pune tot acolo. A doua zi dimineață, cu o rupt în gură, cu ochii pe podea, îi zice lui Tasu la mic dejun, zice, tată, zice, nu, am stat toată noaptea, am calculat tot și nu pot să înțeleg cum ai reușit să faci vaca să se cace în colțul de sus al camerei. Ce nu înțeleg, la care ta să ia, să-l iute la el, te-ai dus la facultate, bă, ai venit vacă. Asta era gluma, dar în substrat, cam asta e ideea. Dacă ei îți vin cu o teză infirmată de realitate și îți spun, că nu că așa e, au alte interese. Uite, o altă chestie mică. Deci tu ai zis, trebuie să corespundă cu realitatea. Ce am învățat de la Hazlitt? Realitatea e făcută din multe înlănțuiri. Deci s-ar putea ca oamenii să uite la o doar mică parte din realitate și de aia să pară că nu corespunde. Nu, poate fi satisfăcătoare, uite. Nu vrei o țară ca afară. Da, exact. Ce vrei mai mult, știi? O țară ca afară. E posibil să fie suficient. Știi? Ispita. Ispita. Ca să treci la libertarian. Să fii puțin mai razdin. Nu te mulțumești că... Bine, o contră s-ar putea să fie că afară, înăuntru e mai cald ca afară. Afară e, poate e frig, poate plouă, așa. Vrem o casă ca afară, nu vrem o casă ca... Argumentul ăsta care funcționează, uite, apropo de discuțiile astea și de... Eficiența unui argument. Nu, țară ca afară, nu vreau țară ca afară. Cine nu vrea? E tot. Nu te-ai plimbat prin Danemarca, frumos? Nu ți-a plăcut? Uite, asta am mai spus-o eu. Am mai spus-o eu atunci când eram prin Danemarca și mă uitam așa cu foarte mult, dar poate, nu știu, mi se pare că la Hazlitt am spus-o, zic, e o țară extraordinar de frumoasă. Mă doare inima când îmi imaginez cât de frumoasă ar fi putut fi. Exact. Nu, și uite, de ce e frumoasă? Că merge exact. E frumoasă datorită oamenilor. Nu este mai frumoasă din cauza reglementărilor. Oamenilor. Irosirii. Nu, reglementărilor. Irosirii de resurse și de taxare și tot. Adică cât de bogată e, în clipa în care ai cam 50% că se duc din taxe, că se duc la stat, nu mai e ce să mai discuți. Aș mai vrea, înainte să încheiem, să dăm câteva exemple de inginerii sociale care s-au petrecut sau care încearcă să se petreacă și care una dintre ele care îmi venea la rând, așa la care să mă gândesc, este fumatul. Deci se petrece o inginerie socială de multă vreme răspândită în toată lumea, deja, mă rog, nu în toată lumea, în vest, în lumea, să zicem, democrație occidentală. Și iată, copiază, și India și așa. Nu e încă ajuns acolo. Adică, uite, în Rusia, de exemplu, n-a ajuns încă, în Turcia nu e încă, da? În India sigur nu e, în țările astea mai sărace gen Vietnam, așa, sigur nu e, în China se fumează în draci. În Japonia, unde nu s-a pus problema niciodată, abia în ultimii câțiva ani a început să apară, deci sunt cumva japonezii la fumat, sunt în urma României. Da, în România ai... lege că nu ai voie să fumezi în local,
decât dacă e exclusiv de fumători și anunțat de afară, dar dacă e pentru public, n-ai voie să faci așa ceva, deci doar într-un loc, doar privat, teoretic doar la tine în casă, ai avea voie să fumezi. Da? Asta. În România, sau la un club, știi că era sau la un Chișinău, club privat. În Chișinău, când mai avea balcon, știi că era... Am auzit nebunel din asta, da? Da, e groaznic. Deci Rothbard avea, folosea asta de cea mai prigonită minoritate, dar... Și e vorba de o agendă de schimbare socială care a pornit cândva în anii 70 sau mai devreme, da? Și își face cursul. Ideea e că ea merge cu pași mici. Dar merge. Pe păcănele, Vali, că tot căutai păcănele. Da, sau asta. E pe agenda. De exemplu, încă unul care... Asta e mai mult europeană. Nu se ating americanii de păcănelele lor. USR-ul care te așteptai să fie stânga aia mai tolerantă, să zici, stânga aia cu cannabis. Ai văzut ce-i trage drulă cu păcănele? Adică e rău, știi, anti-școala să fie la nu știu cât. Ideea în sine este că noi nu am avut și nu avem o dezbatere despre libertate sau despre, cum le spunea la del placer responsabilitate. Claudiu. Nu responsabilitate, aia e altă. Aia de placer Claudiu. Externalități negative. Da? N-avem o dezbatere despre libertate, despre responsabilitate, despre externalități negative, ci avem o agendă, trebuie să oprim lumea să mai fumeze, trebuie să reducem numărul de fumători ca să însănătoșim populația. Da? Să economisim banii de la sistemul de sănătate. Care e împinsă, da, din motive socialiste și avem schimbări de comportament de genul ăsta. Uite, avem în România acum, da, de exemplu, se pun bazele unei alte agende, unei alte inginerii sociale, care o să aibă probabil deadline-ul cândva după ce murim noi, da? Dar acum s-au pus, nu mai e voie să crești nu știu câți porci în... regim propriu, da? Sau să faci alcool. N-o să se fac controle acum, că lumea e obișnuită cu chestia asta. Dar încet, încet, o să se facă în așa fel încât să devină dificil pentru oamenii care ar vrea să facă, ca să se lase singuri. Da? După care legea asta va fi mult mai ușor de aplicat. Ea nu se aplică acum pentru că ar veni toți cu topoarele și ar tăia capul Daia sau cine mai e ministrul agriculturii acum. Da? Ar veni să-l taie. Dacă de mâine ar zice, îți împuști 3 din porcii pe care îi ai. Da? La toată lumea. Ei, sunt curios, așa zis. Sunt populiști, dar cred că te-ar apăra la porci. Nu? Probabil, cred că da. Probabil, da. Cum a fost, de exemplu, uite... La fumat aș fi sceptic. Societatea e tâmpită, e imbecilizată. Ai o grămadă de exemple de inginerie. Păi da, dar tu nu știi, de exemplu, din ce motiv vor să scadă numărul de porci. Adică poate vor să reducă numărul de peste porcine, poate vor să reducă riscul de nu știu ce, poate vor să reducă tratamentul rău asupra animalelor, adică poți să o îmbrac și într-o metodă care se pară palatabilă pentru cineva superficial. Și de ce spun superficial? Pentru că în fond e o problemă de libertate, de discuție pe care nu avem despre libertate. E o lege care s-a dus. Nu se aplică, nu vă interesează, nu vă doare, știi? Românești, cu tradiții românești de tăierea porcului și nu știu. De asta arată cât de disperați suntem, știi? Deci dacă trebuie să te apere Simion de... Asta e și pentru că majoritatea intelectualilor sunt în tabăra cealaltă. Trebuie interzis fumatul, în tabăra inginerilor, să știi, uh-huh, știi? Uh-huh. Trebuie să te apere Simion sau... Deci ca să ne dăm seama cât de rea e situația asta. Deci ideea... Dacă foarte vrem să o luăm așa, este asta. Țara, poate în America, de exemplu, da? Era puternic atașată de libertate ca idee. Au uitat. Nu au uitat.
copiilor au fost educați altfel la facultate. Mm-hmm. Și dacă vrei să te trezești, și ei de-abia acum își dau seama, apropo de asta, vorbim de oameni precum Jonathan Haidt, bine, acum vreo 10 ani, da? Mm-hmm. Oameni precum Jonathan Haidt, precum Jordan Peterson, care au tras niște semnale de alarmă asupra ceea ce se întâmplă în facultăți, ba chiar mai mult asupra ceea ce se întâmplă mai devreme de facultate. Și norocul a fost cu COVID-ul că părinții fiind dintr-o dată acasă, au văzut online ce... Catastrofă. Ce se întâmplă cu copiilor, de fapt. Da, scărește acum nici doar când fizica nu e acasă, de fapt. Păi nu, tocmai că ei și-au făcut treaba obișnuită, dar au văzut și părinții. Apropo de asta, în România, aici lângă mine în București, da, la nici 300 de metri, e o școală pe care scrie foarte clar pe gard, accesul părinților în incinta curții școlii este strict interzis. Apropo de ce ziceam mai devreme. Mă rog, e și vina părinților, știi, dar trebuie să-ți faci timp, să începe să-și facă timp atunci când o să intre cuțitul mai... Mm-hmm. Da, atunci o să fie prea târziu, dar nu o să fie niciodată. Asta e esența, asta e că tot vorbim de esența cunoașterii. Unii trebuie să învețe și din experiența altora. Dacă abstractizează. Mm-hmm. Dacă reușesc să abstractizeze. Da. Deci foarte multe lucruri din ce se întâmplă în jurul nostru, ce pare că vedeți ce amenzi vă pasc mâine sau ce hotărâm noi, ce s-au hotărât la nivel de Uniunea Europeană sau chestii de astea, astea sunt inginerii. Uite, ce mai... Vă iau exemple de inginerii. Vor să învețe pe oameni fără cash. Vor să învețe pe oameni să nu mai umble așa mult în jurul casei. Da, chiar așa, stai, asta cu fără cash, trebuie să spun că nu pot să scap altfel. Deci n-am văzut în viața mea, nu mi-am imaginat că un comunicat al PSD-ului poate să sune ca și cum ar fi fost scris de USR. Deci în viața mea nu mi-am imaginat chestia asta și totuși cred că aveți pe ecran captura. Ce zicea? Care era? Asta de la Arter sau de cum? Ăla cu nu vă ia nimeni cash-ul. Ah. Doar vorbim că până la limită... Userișii se ferez de mesajul ăsta pentru că el circulă pe canale populiste, știi? Și cred că e chestie de părțirea pieței, știi? Păi da, dar asta spun asta că dincolo era... de faptul că există. Ah, nu e doar strategică, cred că e și pe conținut, adică ei sunt cu digitalizarea. Electrificarea, electronizarea și... Mai există niște oameni care zic, dom'le, dar ce e rău? Nu, ca să apărăm și partea aia. Dar ce e rău cu chestia asta? E doar o formă de manipulare, dar e benefică. De fapt, îi învață pe oameni. Ce? Nu e bine să te lași de fumat? E bine să nici nu te apuci? Deci ce are, mă? Și cu ce apără ei chestia asta? Zic, copiii nu se nasc cunoașterea a priori. Trebuie să-i înveți tu. Păi și cum îi înveți? Că nu poți să... N-au concepte. Trebuie să-i manipulezi. Toată educația aia ce e? O manipulare. Cum să-l faci să o ducă bine, să-și formeze obiceiuri corecte. Toată observația aici este... Da, oamenii ăștia, inginerii și statul și palmă, barbă, cot, ei nu sunt părinții noștri. Nu au nicio cădere să facă lucrurile astea. Plus că sunt două lucruri poate diferite. Poate să aibă și dreptatea, cum am zis cu fumatul. Ar fi bine să te lași. Da, ar fi bine. No, și asta e o judecată de... decide individul. Zice păi, fumătorul nu. Dintre noi. Da, exact. Decide. Nu, dar aici sunt două lucruri diferite. Primul dintre ele este legat de cunoaștere. Da? Că educația, atunci când o folosești, unul dintre sensurile educației se presupune transferarea cunoașterii, da? Numai că ceea ce se întâmplă de fapt în această inginerie socială de care a vorbit Alex și de care am vorbit și eu la nivel de facultate și mai jos, așa, nu vorbim despre un transfer
al cunoașterii, ci vorbim de fapt de un transfer al valorilor. Ce sunt valorile? Valorile sunt acelea în funcție de care alegi, în funcție de care faci alegeri. Ar putea să fie valori defectuoase. Și nimeni n-a avut discuția în public, da? Ce valori ar trebui să aibă copiii unuia sau altuia. Pentru că dacă pui problema așa, imediat orice părinte o să zică, păi nu îmi spui tu mie cum să cresc copiii. Și poate pe bună dreptate o să zică chestia mai, asta. Cred că mai și zice, dar nu vede asta de ansamblu. Da, nu vede că... Nu vede decât atunci când doare, știi? Da. Plus că mai e și resemnarea asta, cred, poate aici e și problema, știi? Mm-hmm. Resemnarea asta. Ce zicea Homer? Faptul că nu mă omoară e bine. Stăm bine că nu ne omoară. Cum că știi. Da. Da. E atâta vreme, poți să spui atâta vreme cât are nevoie să te fermeze, nu te omoară. Doar la final, adică trebuie să te uiți să vezi dacă te fermează pentru carne sau pentru trudă. N-ai ca era la un turkey. Urcan. Urcanul lui Rothbard, care zicea că dacă el analizează tot, jusqu'ici tout va bien până în ziua de Thanksgiving când, tac, problem. aș mai avea un lucru de spus. Chirile, n-am zis nimic, dar era nu e. Tot aia. Mai citiți și voi capitolul. Da. Dacă nu vă e clar, dar vreau să... Clar. Nici nouă nu ne-a fost clar. Nici acum nu ne. Ba nu, cred că mesajul central a fost transmis. Ăla că n-ai nevoie de testarea statistică milimetrică. E suficient argumentul abstract. Ce face salariul minim, ce face controlul prețurilor. Nu trebuie să verifici sau să falsifici. Asta e mesajul capitolului. Uite, apropo de valori, asta căutam fix partea din capitol care se referă la chestia asta, da? Spune așa. Spune că omul, într-un anumit mod, acțiunile nu presupun doar cauzalitatea și ordinea obiectivă a timpului, ci ele necesită și valori. Valorile nu ne sunt cunoscute prin experiență, ci dimpotrivă. Putem avea experiența lucrurilor doar pentru că ele sunt lucruri ce pot fi evaluate pozitiv sau negativ în cursul acțiunii. Apropo de trebuie, de exemplu, ce vorbeam mai devreme, da? Că valoarea în sine, felul în care valorezi tu ceva, e o chestie pur subiectivă. Da? Acum, dacă tu ai ca scop satisfacerea celei mai mari valori, da? Atunci tu ar trebui, suntem în domeniul din nou ar trebui, să îți folosești mijloacele pentru atingerea scopului pe care tu îl valorești cel mai mult. Deci avem un scop în momentul actual în care eu trebuie să iau o decizie, da? Și avem un metascop, da? Pe parcursul vieții care îți informează această decizie. Da? Primul trebuie... Scopul care... particular. Scopul ăla mai local. Da, da, da. Unul care transcende acțiunile. Da? Dacă tu ai să-ți maximizezi valoarea pe care o obții din acțiunile tale, atunci fiecare decizie pe care o iei va fi subordonată acestei valori. Da? Dacă, de exemplu, tu ai cea mai importantă valoare, deci există o ierarhie de valori. Asta așa, este ceea ce... Așa-l poți critica și astea le afli în pic. Noi cum am aflat despre libertate? Știi niște cărți? Cu asta. În ultimă instanță, nu știu dacă le afli empiric sau pe astea ți le stabilești tu pentru tine subiectiv. Prin interacțiuni cu alți oameni. Imiți, da. Ideea e că nu apar. Nu apar sau poate l-are în vedere și valoare, nu neapărat filozofic, politic, că o preferință pentru o portocală precede acțiuni. Dar dacă are în vedere... Asta le învățăm. Nu precede acțiunea. Nu. Dacă tu ai o preferință pentru o portocală,
ca să tu ca preferința asta să nu fie informată, da? Trebuie să nu fi mâncat nicio portocală vreodată și să ai o preferință pentru culoarea portocaliu, de exemplu. Asta de-al criticam, el zice ceva de genul ăsta. Tot așa, pe linia aia cu anterioare, sunt anterioare. Și eu ziceam, nu, și asta ne înveți. Bine, ar putea spune nu, orice acțiune e precedată de o ierarhizare, știi, între acționez sau nu acționez, deci nu contează. Mă rog. Dar pe chestia cu valori, da, uite, e important. Tot vorbim de educație, ne văităm mereu că... La un moment dat o să avem destulă cunoaștere despre cum funcționează creierul, o să avem o teorie a minții și atunci nu mai ne mai lovim de problemele astea, prezicem. Perfect. Spune așa, oricare ar fi scopul acțiunii sale, faptul că e urmărit de un agent ne arată că acesta îi atribuie o valoare. Deci faptul că tu urmărești înseamnă că îi dai o valoare. Îl valorifici. De fapt, ne arată încă de la începutul acțiunii că agentul atribuie acestui scop o valoare relativ mai mare decât oricărui alt scop la care s-ar putea gândi, pentru că altfel ar fi acționat în mod diferit. Acțiunea îți presupune deja ierarhizarea scopurilor. Da? Și felul în care se construiește valoarea respectivă este în baza a ceea ce renunți pentru ea. Deci, practic, ce alegi este, de fapt, cost de oportunitate, discutăm aici, este, de fapt, tot ceea ce ai renunțat ca să poți să urmărești acest scop. Da? De exemplu, simplu, noi acum puteam să fim la o bere, da? Dar ni se pare mai important să discutăm capitolul ăsta. Mă rog, da. Acestea fiind spuse, am ajuns la final. Am întins ca cașcavalul prăjit, dar fă și dificil. Eu zic că am reușit să transmitem viziune. Vizită. Pentru Costel Stăvărache, Alex Iriac și Valentin Berceanu. Eu am fost Gabi Munteanu. Și ce le urez oamenilor despre libertate? Mulțumim! Mulțumim că ne-ați urmărit. Mulțumim pentru atenție, la revedere!